consilierilor local. Se gândește deschis ședința ordinară din 12 iulie 2017. Momentan lipsesc domnul Dogariu Marian și domnul Țuțu Dore. Momentan lipsesc. Se declară deschis ședința ordinară din data de 12 iulie. În legătură cu procesul verbal de la ședința anterioară, dacă sunt discuții pe baza, pe seama acelui proces verbal. Dacă nu, sunteți de acord cu procesul verbal? Da, eu vreau să specific ceva. Am solicitat în timpul ședinței să se dea rezultatele de la Comisia Economică, la proiectul care l-am dezbătut acolo. Și până la urmă nu s-au prezentat. Rezultatul la ce anume, domnule Cuncescu? Da. Deci, la proiectul care a fost legat de taxe. Taxe. Taxa de rom? Da. L-a retras. Ăla a fost retras, nu s-a mai discutat. Proiectul a fost retras în ședință. În timpul ședinței. Da. La prima dată s-a făcut vorbiri de la Comisia Juridică de ceea ce era scris în document. Iar am solicitat și din acele alte comisii rezultatul ședinții anterioare. Da, și nu era. Pentru că nici nu s-a ținut ședința de asta. Ați avut? Doamna secretară, ați avut procesul verbal de ședință să-l citiți atunci? La ce? La Comisia Economică sau la ce? La Comisia Economică s-a ținut. La cealaltă comisie. În timpul ședinții ordinare ați avut, ați dat citirii procesului verbal, cum am specificat eu, din 3-4 ori în discuție? Nu, eu dau citire pe președintele comisiei. Și erau la înregistrat. Dumneavoastră v-ați spus că i-ați adus la înregistrat, nu? Sunt. Înregistrat, sunt aici. Uite, acum sunt. Acum da, sunt. Că după aceea ați adus în timpul ședinței. Că le-ați dat, ne-a înregistrat. Nu că nu erau. Păi erau puțin fii. Nu știu că erau, dar spuneți. Bun, să lămurim problema. Altă problemă referitor la ședința anterioară. Cine este pentru procesul verbal la ședința anterioară? Împotrivă? Se abține cineva? Toți cei prezenți sunt de acord cu procesul verbal la ședința anterioară. În continuare, domnul Constanțin Rădulescu prezintă proiectul ordine de zi. Înainte de asta, aș vrea să vă spun că trei proiecte de hotărâre, proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procesului, procedurii de închiriere pentru terenul cu destinație agricolă, pășune, trup 9, geabloc fizic 320, în suprafață de 14.500 de metri pătrați, stat în comuna său. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul amenajare loc joacă pentru copii în comuna său, Satapa său. Și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul amenajare teren sport la școala gimnazială a său, Port Nou, în comuna său, au fost retrase de pe ordinea de zi. Celălalt proiect, vă rog să le citiți. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesiune pentru terenul cu destinație curs construcții în suprafață de 690 metri pătrați, având numărul cadastral 60055, situat în comuna său, Satapa său, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de închiriere pentru terenul cu destinație agricolă în suprafață de 1740 metri, având număr cadastral 60055, situat tot în comuna său, Satapa său. Al treilea, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe acordat de către consilierii locale Comunei Său în anul 2017, inițiator domnul Dan Paul Potoroca. 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pe primiterea avizului conform în vedere schimbării destinației imobilului Școala Gimnazială Lunca a Său, Sat Lunca Său, Comuna Său, inițiator primarul și probleme.
Modificarea ordinii de zi și complet. Modificarea ordinii de zi în ședința Consiliului Local de azi, proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de întocmire a nomenclatorului stradal al Comunei Iasău, județul Bacău, inițiator de un consilier local, Nelu Bobic. Cine este pentru ordinea de zi? Aș vrea să știm de ce au fost retrase cele trei proiecte. Inițiatorul le-a retras motive. Motive economic. După proiectul făcut, ați văzut că sunt niște sume astronomice. Era vorba de 2.260.000 de lei un loc de joacă și 320.000 de lei un teren de sport în aer liber, de 17.36 de metri, parcă. Așa că nici cifra bugetară nu ne permite și ca atare au mai fost proiecte retrase fără comentarii multe, fără explicație. Sunt plătite studiile de interesare. Deci documentația este plătită? Nu e plătită încă. Nu e plătită încă. Nu, am solicitat la doamna proiectant să revină și să... Noi, eu, una i-am spus și altceva... Dar doar împreună am fost, nu a fost singur, domnule. Da. Și cu proiectantul, și cu topograful. Când acolo apare acolo tot 3.700 de metri de la Bartea cu pomi, vă 50 de pomi, cu alii, sau 150 de pomi, 100, și am vorbit cu dânsa, ieri să vină coace. Păi doamna proiectantă, dar trebuie informată suma care sigur este prinsă în buget pentru fiecare obiectiv, ca să știi în ce bani se încadrează. Dorice, avem această sumă. Nu știu dacă o interesează pe doamna suma. Noi am cerut un lucru și au făcut altceva. Dar ea a cerut scris. Nu vrei, a fost acolo. Am făcut la fața. Vede, domnule, aici, de aici până aici. Ce doamne, asta dorim. Vrem niște locuri de joacă cu 6 bănci pe o parte, 6 pe o parte, o alee pentru role, pentru un trotuar. Și în mijloc role. Și în mijloc spațiu vechi se montează un balansor. De înțelegere condiță de la dotări. Da, 32.000 de lei și pentru... Ei au băgat niște chestii acolo, terenul nu se amenajează tot, 3.700 de lei. Dar sunt construcții pe el, oameni din Iacoș. Mai sunt construcții, mai sunt... Dar ei, ca să ridice suma, că ei ia bani pe proiect, raport de suma care ia pe proiectul, eu am pus acolo că ei, eu fiind în concediu că am venit și am văzut terenul, așa ar fi normal, să-mi spui omului, doamne, eu am atâta, am 100.000 de lei aici, nu pot să mă duc mai mult de atât. Studiu, pe două. Fără discuții, și dacă el vine pe proiect, dar nu... Posibil să o scoate și mai ieftin, dacă nu-i spui. Da, da, da. Dar trebuie să-ți facă ce vrei și tu. Nu, 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 este inițiatorului problema lui. Întrebarea mea este de altă natură. În baza la ce document oficial ați comandat studiul de fezabilitate? Asta să, pentru că cheltuiți niște bani din bugetul local și asta se face în baza unui referat de necesitate sau a unui raport de specialitate în care dumneavoastră ați solicitat studii de fezabilitate pentru două poziții. Asta vreau să spun. Ce-are? Pe cum ați comandat verbal studiile astea de fezabilitate? După verbal nu vine. Nu chiar de domnul Cristin Părstin. Să fie un referat. Și în momentul în care se face un referat, să justifică niște chestii. Nu vreau să fie lung atât, lat atât, să fie de asta, de asta. Și avem alocați atâția bani. Atâta vreme cât s-a retras proiectul de hotărâre, atâta vreme cât s-a spus foarte clar că nu s-au plătit, nu s-a plătit nicio sumă pentru studiul de fezabilitate. Care-i treaba? Cum e cu studiile astea de fezabilitate? Pentru locul de joacă, în ce teme e comandat proiectare? Proiectare. Nu, m-a sprins pe lista de investiții. O obiectivit de investiții și a fost cu domnul referat. Că s-a fost domnul, de ce te cauți? Și a fost prins în lista de investiții. Nu s-a prins, dar am văzut nicăierea și nu am văzut să fie undeva stipulat că trebuie dată o hotărâre de consiliu local înainte ca să încep să faci un studiu.
Nu scriem, studiat. Dar nici n-am întrebat așa ceva. Sunt aprobat cu lista de investiții, este referat făcut. În baza voastră s-a făcut pe ce... Păi eu asta am întrebat mai înainte. Și domnul zice, eu că discuții verbale. Nu mai după aceea, s-a făcut discuțiile care au fost convenite înainte de a se face contract. Dom'le, asta se vrea, asta vrea să facem. Asta se dorește. Discuțiile verbale au fost despre ce dorim acolo. Nu despre partea tehnică. Partea tehnică de așa, știi că da, dezvoltare, da. Achiziția. Eu v-am spus, am fost cu proiectantul la fața locului, am spus că dorim asta, dorim asta, dorim asta. Și dorim mai mult. Și el cum de a ajuns la... Acel, și eu mă întreb unde ajung. Păi eu nu am chemat. Mai destul de simplu, da. Domnule, este dacă asta de necesitate, este da. Ceva în baza la care ați discutat și ați comandat. Da. Sau numai în nuanța termenilor, ce drept. Sau nu știți când vrea și dreapta ce face. Păi chiar nu dat o discuție, că sunt făcut să ne calam, nu mai dăm, nu mai dăm, că nu vrem politică. Nu, că nu vrem. Apoi ce? A. Te vrem în spate. Bun, putem da drumul ședinței? Și să înțeleg că sunt restricții proiectele astea și nu o să mă așa. Nu sunt restricții. Sunt restricții. Sunt restricții. În momentul în care se discute, probabil și o să spun foarte clar că, domnule, trebuie discutat la o sumă și nu făcut. Proiectam să se revină și să ne punem de acord. Dar cereți-i în scris, domnul viceprimar. O să cerem în scris, dacă... Poate uită, poate de la Sânș până la Bacă uită. Sau... O să-i pune pe hârtie exact, greu 6, greu 2 copaci. Cu asta și să vedem la ce trebuie. Noi vorbim și nu ne înțelegem. Eu nu vă considerați că nu vorbesc că proiectul ăsta e retras. Dacă studiul de fundamentare nu-i corespunzător cu ce dorim, la momentul ăsta, pe bilonăintat, nu i-ați făcut nici la ora asta hârtiile de remiterea studiului ca să-l îmbunătățească, să-l schimbe, să-l abdopune. Mă gobi, că a fost în concediu, nu-i stai în concediu. Studiul l-a adus la altă ieri și ieri dimineață când l-am văzut, eu l-am retras. Ieri l-am văzut în ședința de consiliu, când am făcut documentele și... Studiul l-a adus ieri dimineață, mi l-a dat. Și când am văzut așa, iasă cu hârtiile de aici. Să vină în coace. Pentru că la ăsta să faci un proces verbal de recepție a documentului. De predare. De predare a studiului. Pe exemplu, eu ăla n-am mai fost să-l semnez. Când am văzut sumele. Bun. Primul proiect de hotărâre, prin aprobarea demorării procedurii de concesionare pentru terenul curs construcții în suprafață de 690 de metri pătrați, situați în comună Asău, sat Asău, județul Bacău. Îi citesc da? Dacă este, puteți lua loc aici, nu participați la votare, dar în momentul în care sunt probleme, discuții, veniți cu contraargumente. Nu stăm să vă chemăm, poate aveți timp de o cafea, dar... Și nu aveți cafea. Păi nu participă la vot, nu stă în sală. La vot poate să iasă, oricum procesul de doamnă este la sector și se vede la vot. Concesiu. Votul oricum se vede, da? Participarea la vot. Are dreptul la votul, nu-l vede după aceea cine a fost în vot, cine a fost în vot. Ba da, este la votul de evaluare. Primind concesiunea suprafeței teren de 690 de metri pătrați, obiectul concesiunii, terenul suprafeței de 690 de metri pătrați, toată în satul Apa Asău, Pumbartea, comuna Asău, identificat conform unui cadastral 60.055. Terenul este liber de sarcini juridice și economice și face parte din domeniul privat al comunei Asău. Destinații, terenul se concesionează în vederea realizării de investiții în construcție, respectiv construirea unei pensiuni agroturistice. Motivațiile concesiunii, motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social și de mediu care impun concesionarea terenului suprafață de 690 de metri pătrați, prevederile articolului 13 aliniatul 1 și articolul 16 din legea numărul 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, care precizează că terenul de proprietate privată a unității administrative teritoriale pot face obiectul concesiunii, prevederile articolului 36 aliniatul 2 din legea 215 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, atragerea de venituri suplimentare la bugetul local,
crearea de locuri de muncă pentru forță de muncă disponibilă din localitate, echiparea serviciului utilitară, rezolvarea circulației terenului. Procedura atribuirii contractului de concesiune, licitații publică deschise cu oferte în plic sigilat. Elementele de preț. Prețul de pornire a licitației al concesiunii este de 0,5072 lei pe metru pătrat pe an, rezultând 350 de lei pe an pentru întreaga suprafață. Acum avem caietul de sarcini, nu știu dacă e cazul acum să-l citesc, l-ați avut în ședință de comisie. Expunerea de motive la proiect de hotărâre, vădând prevederile Consiliului Local, privind apărarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației în vederea atribuției contractului de concesiune pentru bunul proprietate privat al Comunei Asău, văzând ceea depusă de domnul Budac Emilian, domiciliat în Comuna Asău, sat Apa Asău, prin care solicită concesionarea suprafeței de 690 de metri pătrați, teren curs construcții situat în Comuna Asău, sat Apa Asău, văzând adresa Agenției Naționale de Integritate numărul 8058 din 13.06.2017, având în vedere prevederile articolului 555, 566 și 1777-1820 din Cod Civil, propune aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesiune pentru terenul de destinație curs construcții în suprafață de 325 de metri pătrați, situat în Comuna Asău, sat Apa Asău, județul Bacău. Greșeală, 690. 690. Cererea domnului Budac de la Agenția de Integritate. Răspunsul, contractul de concesiune vechi din 29.04.1992, în care era dat în concesiune pe o perioadă de 25 de ani, poze. Da. Raport de evaluare, rezidență minimă anuală, teren cu porți construcții. Da, asta e raportul de evaluare. Calculul redevenței cum este. Planul zonal. Și raportul de specialitate. Având în vedere cererea depusă de domnul Budac Emilian sub numărul 3532 din 20.04.2017, prin care acesta dorește să concesioneze suprafața de teren 690 de metri pătrați cu construcții situați în satul Apa Asău cu numărul cadastral 60.055, precum și raport de evaluare întocmit de inginerie economist Onica Mircea, propun elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesionare pentru terenul cu construcții în suprafață de 690 de metri pătrați situați în Comuna Asău, sat Apa Asău, județul Bacău. Discuții, vă rog frumos, dacă sunt pe seama acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 13 voturi pentru. Domnul Budac, neavând drept de vot. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Legat de același număr cadastral, următorul proiect de hotărâre este procedura, demarea procedurii de închiriere pentru terenul cu destinație agricolă în suprafață de 1720 de metri pătrați. Proiectul de sarcini. Cererea domnului Budac Emilian, expunerea de motive, văzând prevederile Consiliului Local, propunerea aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de închiriere pentru terenul cu destinație agricolă în suprafață de 1720 de metri pătrați, situat în Comuna Asău, sat Apa Asău, județul Bacău, pentru construcția emisiunii, răspunsul de la Agenția Națională de Integritate, amplasamentul, plan de situație, raportul de specialitate a domnului Aritor. Discuții, vă rog, pe seama acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 13 voturi pentru. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe acordate de Consiliul Local ai Comunei Asău în anul 2017, domnul Potoroacă, cu
Deci, citiți-l și eu o să am o mică problemă de ridicat. Nu sunt bătut timp cu ei. Asta are și noi ce spunea de motive? La proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe acordată de către consilierii locali ai Comunei Arsău în anul 2017. Cetățenii Comunei Arsău se doresc să-și exprime doleanțele, problemele sau să-și prezinte ideile membrilor legislativului local, au posibilitatea de a solicita o audiență la alesul local pe care îl consideră potrivit pentru situația concretă în care se află. Audiențele se acordă în sala de ședințe a Consiliului Local, iar înscrierea la audiențe se face la secretarul comunei cu cel puțin două zile înainte de ziua stabilită. Problemele ridicate în cadrul audiențelor vor fi consemnate în registrul de audiențe, în baza cărora vor fi întocmite rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali. În cadrul regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Arsău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 40/07 iulie 2017, sunt prevăzute obligațiile aleșilor locali de a organiza periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii și să acorde audiențe. Astfel, propun aprobarea unui program de audiențe de către consilierul local. Aici avem raportul specialitate. Doamne secretar, îmi citesc raportul? În legătură cu programul pe care l-a spus, propunerea. Deci ar veni cam 4 persoane în fiecare zi, după cum el, suntem 15 împărțiți... Nu, sunteți 14. Avem o greșeală acolo cu dacă Emilian, care are programul audiențe, dar e dispoziția primarului. De exemplu, în ziua de marți am văzut că sunt eu, domnul Țuțu, domnul Paul Păturoacă și domnul Dogariu Marian. Nu, în ziua de marți, săptămâna asta. Nu e specificat. Scrie marți ora 14.15. Marți ora 14.15. Deci ar veni să fie într-o marți, câteva marți, o săptămână, a doua săptămână, trei săptămâni. Programul ar trebui făcut specificat acolo, săptămânal, odată, așa cum îți vine, odată pe lună. Obligația este odată pe trimestru. Deci odată pe trimestru suntem obligați să acolo. Atunci specificat, odată pe trimestru, odată pe trimestru, în ziua de... O dată pe trimestru, dar pe parcursul unei luni întregi. Deci cam așa ar veni. Da, cam așa ar veni. Da? Da. Aici trebuie să-și, fiecare să-și treacă atunci când crede că poate să fie prezent. Poți să-mi spui exact ce faci mâine? Nu știu. Poți să-și dea la mâine. Știu că am treabă de la ora... Nu, dar dacă știu că marți de la ora 14 la 15, știu cum se fac programul. Deci nu poți să știi... Poți să vă faceți programul în funcție de solicitările cetățenilor. Punem într-o zi de audiențe 2-3 consilieri ca măcar unul să poată să vină din fiecare comisie, pus către un consilier, fie se prezintă toți 3 în ziua respectivă, dacă sunt audieri, sunt cele de audiere și atunci acoperi 4 zile pe săptămână, 5 zile într-o săptămână, pe trimestru, și ai 3 oameni în fiecare zi, din 3 măcar 2 sau 1 poate să vină și să ia cunoștință de problemele legate de ridicate de populație. Bun, specifică în ziua respectivă doresc să vorbesc cu nu văd probleme legate de Consiliul Local, nu văd ceva o audiență particulară. Vreau strict cu domnul Paul Podorac, dacă și eu prezent... Pot să ies afară. Nu-i niciun fel de problemă. Ca și consilier. Păi de asta zic. Se știe în ziua respectivă, deci dacă punem luni, marți, miercuri, joi, vineri, da? În trimestru 3, acum hotărâm pentru luna august sau pentru luna septembrie, poftim că luna august este de concediu, da? Pentru luna septembrie stabilim
O săptămână? Săptămâna, în prima săptămână sau în a doua săptămână din luna septembrie, în 5 zile, 3, într-o săptămână întreagă, 3 persoane, și atunci lumea știe, în data de ejecutare, este domnul consilier Podoroar sau domnul consilier Nicodim, vreau să mă duc în audiență la dumnealui. Înțelegi? Și solicitarea se face și din cei 3 care sunt în ziua respectivă, la secretariat se lasă răspuns care anume dintre consilieri ar trebui să vină să răspundă solicitărilor cetățenilor. Nu? Da. Ca să nu stăm că pun eu într-o săptămână marți, în trimestru ăla o pune altul luni. Așa, așa. Da, e bine. Nu? E bine, da. Da. Și într-o săptămână din trimestru am acoperit toate. Bun. Deci cu acest... formulăm după... după ședință se formulează... formulați articolul, domnule, în timpul ședinței, că pe ăsta îl votăm. Bun. Nu după ședință. Deci propunerea mea a fost ca în cursul ultimei luni din trimestru, în prima săptămână, 3 consilieri în fiecare zi, ca să acopere numărul de 15 sau 14, în funcție de zilele în care consideră că ar putea fiecare să fie prezenți, să fie ziua de audiențe și la doamna secretar să apară. După asta rămâne să stabilim fiecare în ce zi vrea să... da. Are posibilitatea să... da. Și cum, numai în prima săptămână, da. Din semestru, din da, nu? Da. Așa, și care este mersul lucrurilor mai departe? Ok, apar discuții acolo, în audiență. Persoana vine cu doleanțele și la rândul lui consilierul... dacă o să fie. Sau dacă sunt doleanțe și consilierii vin, în afară de primul dacă nu sunt, vin, vin și îți expun problemele... dacă nu sunt doleanțe... Deci de asta am zis în prima sau în a doua săptămână, dar nu se scrie, pentru că să avem timp să punem pe ordinea de zi. Păi nu, dacă sunt, domnul Dorel, domnul Țuțu, dacă sunt probleme ridicate la se înscriu în audiență la doamna secretar, atunci răspundem solicitărilor populații. Nu sunt solicitări, de stabilim la pentru trimestrul următor. Dacă spuneți că trimestrial să fie făcut. Deci măcar una este obligată. Deci vine omul, își spune doleanța și ca și vin și ridicăm ședința de consiliu local, este ceva stringent. Da, încercăm să convocăm o extraordinară. Nu e simplu ca omul să-și depună cererea și să vină el direct în ședință? Asta vă rog să-l întrebați pe domnul Părăvacă. Hai să citim articolul. Deci, vreți să citim articolul? Vă rog. Articolul 50, alineatul 2, spune așa. Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii. Și articolul ăsta se poate în teren. La prim aici, aici se trebuie să avem ședințe. Aici are domnul vicine și cu primarul, dacă te. Nu spune nici pe ce. Nu spune legea, deci are obligația. Ai obligația să se hotărăște aici. Să se hotărăște. Cum ai formulat ta? Într-o săptămână încă te tot consiliere. Nu ai făcut acea. Dacă sunt solicitări, până la urmă. Deci dacă eu, ca și consilier, preiau problema cetățeanului și vin și o aduc tot în ședința de consiliu, atunci la ce rost are să mai... ești obligat de lege să faci ceva de felul ăsta. Bine, și atunci îți stabilești... tu poți să vii, că nu apar probleme numai o dată pe trimestru. Poți să vii cu o problemă, așa cum se ridică problema aici, colo, că unul spune că are, că i-a luat apa modelul și așa, dar și vine fiecare consilier cu problema respectivă. Și dacă ai programul de audiență, atunci, dacă sunt solicitat strict pentru tine, dacă ai, dacă poți să o faci și... sunt alte probleme, dar dacă cine poate să ții socoteala într-o lună? Deci domnul cetățean, eu prima să ai patru consilieri, pe 26. Atunci, ce 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 asta nu neapărat aici în sala de da. Și să acorde audiențe. Da. Asta e stabilită prin acest proiect de hotărâre care spune... posibil un cetățean vrea, consideră că reprezintă domnul Plumb cel mai bine și el dorește să vină să-și pună problema aici. Da. De ce să nu...
să avem și un program de audiențe, că așa probleme, țara, nu o să-i zice omului pe stradă, noi nu discut cu tine, că nu am audiență acum. Nu? Și nu vin să-ți expun problema în ședință. Echipa de audiență poate să fie de deci, Răzvan, nu să mă înscriu la tine la ședințe. Deci, provenind din comisie, cum ar veni, sau cum ar fi spus și acolo. Și eu sunt în fața comisiei și sunt la toate ședințele. Să-ți spun, 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 e simplu. Băi, asta e simplu. Și atât atâta lungim, fac graficul pe zi. Atâta lungim când e foarte simplu. Trebuie? Trebuie afișat. Trebuie afișat, facem acel program și gata. Atunci, aducem adăugirile necesare așa cum am propus sau aveți o altă propunere de grafic? Au zis să-mi scrie la doamna secretară în registru și vă anunț. Câte o persoană din fiecare comisie. Câte o persoană din fiecare comisie. Sunt 5 persoane, 5 zile. Da? Sunt 3 comisii, 3 persoane, 5 persoane în fiecare comisie, 5 zile. Exact, o săptămână. Avem plină. Nu poți să pui cu unui vineri și ședința e joi. Și unul este vineri. Păi înainte de ședință, ca să poți să discuți, că nu discut în comisie, ce vine omul, pe care l-am văzut. Păi, domnul Potroacă a fost cu propunerea. Sunteți de acord cu amendamentul ăsta de a face o dată pe săptămână? Știi ce mă spune? Dar nu e la bun de pus comisiile. Exact. Ai o comisie. Nu, cred că cel mai bine e cât e o fiecare comisie. Pentru că s-ar putea să fie o problemă legată de administrație și administrația și o problemă legată de învățământ. De cultură. Eu știu. Da, nu poți. Câte unul din comisie. Cel mai bine e la comisie. Nu ține afacă aici, că sunt suferi nimeni. Da. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Cu modificările specificate. Cine este pentru? Împotrivă? Mă abțin. Și eu mă abțin. Două abține. Scris care? Următorul proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului școală gimnazial Lunga al Său, sat Lunga al Său, comuna Său, județul Bacău. Adresa imobilului. Expunerea de motivă. Prin cererea numărul 1374 din 15 februarie 2017, preotul Alboaie Nicolae solicita primăriei Comunei Său începerea demersurilor necesare scoaterii din circuitul școlar a imobilului școală gimnazială Lunga Său în vederea înființării unui centru pentru persoanele cu nevoi speciale. Prin adresa numărul 1463 din 20 februarie 2017, primăria Comunei Său a solicitat școlii gimnaziale Său cu punct de vedere privind funcționalitatea imobilului școală gimnazială Lunga Său. De asemenea, prin adresa numărul 2496, Inspectoratul Școlar Județean Bacău ne-a comunicat procedura de urmat în cazul schimbării destinației imobilului în discuție. În urma acestei comunicări, prin adresa numărul 2971 din 29 martie 2017, Primăria Comunei Său solicită Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Său acordul privind schimbarea destinației imobilului. Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Său emite acord privind schimbarea destinației Școlii Gimnaziale Lunga Său prin hotărârea numărul 10 din 4 iulie 2017. Date fiind cele precizate, supunem spre apărarea Consiliului Local al Comunei Său proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform cu vederea schimbării destinației imobilului școală Lunga Său. Hotărârea Consiliului de Administrație
se emite acordul de preluare pe perioadă limitată a spațiului existent la școala primară lungă a său, până când populația școlară va crește și va fi necesară reluarea procesului de învățământ. Se emite refuzul privind solicitarea unui spațiu în vederea comercializării de produse de patiserie de către doamna Mazilu Ramona. Consiliul de administrație s-a discutat toate problemele astea. Din lipsa de spațiu adecvat, din lipsa documentației necesare, se aprobă în limita fondurilor financiare dotarea cu mobilier școlar la școală de învățământ numărul 1 acasă. Cererea făcută către Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale a Său, de către primărie, către adresa inspectoratului, memoriu justificativ, fotografia, ce trebuie necesar, model de hotărâre pentru... Școala, deci răspunsul de la minister, că nu are nici, nu corespunde nici conform normelor igienico-sanitare. Părintele, Alboaie. Vreau slujitora parohia Său, legitimată așa, vorbim prin prezenta cerere, scoaterea din circuit a Școlii Generale Lunca a Său, în vederea transformării ei într-un așezământ dedicat persoanelor cu nevoi speciale din comunitate. Adică ar urma procedura exact școala de la Straja cu gal. Pe durată determinată, determinat fiind model când copii, când s-a adună. Hmm? Deci eu aș avea... Adică determinată că nu-ți fie număr de copii. Exact asta e și la Straja. Domnul viceprimar are o problemă. O problemă? Nu, aș avea o propunere pentru părinte. Noi aici... Nu știu, lipsă, dar tot o mai indicat ar fi să vină cu o cerere de concesionare de teren, să concesioneze terenul și să pornească, dacă vrea să facă ceva, de la zero. Acolo școala e doar un, o gâjlă care e numai în care. Haideți să vă spun eu. Eu ca reprezentant al comunității acolo am discutat cu părintele. Și părintele de fapt și de drept, cererea este destul de pretențioasă. Așezământ nu este vorba de un așezământ în primă fază, pentru că nu sunt fondurile necesare pentru la așezământ. Acolo trebuie demolat totul. N-avea cum să le formuleze altfel decât așezământ. Dar, domnule, atâta vreme cât ea este ca spațiu școală și... Scoate aia, circuit nu scoate ei. Dar nu vorbesc de asta, dar să mai suntem în ideea. Da. Dumneavoastră credeți că părintele face acolo așezământ. Nu va face așezământ sub nicio formă, părintele. Când nu are fondurile necesare, de unde să face așezământ? Cu ce bani să face așezământ? Poate nu știți, de anul trecut, părintele a inițiat o acțiune în cadrul statului de atragerea tineretului către biserică, pentru un alt spațiu nu avea, unde a proiectat filme cu caracter educativ, filme cu caracter religios și am fost și eu de curiozitate în două seri. Au fost copii destul de mulți și chiar și măricei. Nu numai copii mici. Chiar și măricei. Un lucru extraordinar. Părintele ar fi vrut să monteze jos masă de tenis de masă. Dar nu poți să o duci la biserică, în casa parohială, o asemenea masă. Și atunci s-a gândit, atâta timp cât școala asta nu este folosită, într-o sală din asta, un pic văruită, un pic igienizată, că nu poți să faci altceva. Păi aici e toată chestiunea, dar să nu vă imaginați că părintele vrea să facă așezământ. Imaginați-vă că nu-i bați. Atunci îmi pare rău, dar nu și-are obiectul discuției noastre, pentru că pe cererea dumneavoastră este așezământ dedicat persoanelor cu nevoi speciale. Nu luați-l ca așezământ, care e problema? Persoanele cu nevoi speciale din comunitate au nevoie de o masă caldă, au nevoie eventual. Care se asigură dacă nu știți? Domnul președinte, dar mai întâi să o scoți să vizezi dacă aprobă Ministerul Educației. Și după aia aveți ce ți-a zis că poți să dai, dar... Nu, problema este că dumneavoastră ar trebui să ne prezinte efectiv ceea ce vrea să fac. Asigur o masă. Adică mai bine o ținem în paralele. Adică mai bine o ținem în paralele. Nu, nu, nu. Atenție, nici măcar la viitoarele alegeri nu vom avea o sală unde să putem amenaja centru de votare la Lunca, dacă părintele nu renovează o sală. Când n-au să avem unde să mai vorbim. Păi, n-are ce să pierde. De asta eu vă spun, nu se pierde nimic. Că se cât o aranjează. Nu știu de ce se pierde contra.
Noi comisie economică am votat pentru tot în lume. Nu o tranșă, zis că numai așa poți să mai s-o mai refacă, să ai grijă de ea, că deja o paraj acolo și curtea și tot, bă, că e rai și acolo. Bă, părerea mea, părerea mea este că dumnealui ar trebui, nu știu, părerea mea, ar trebui să spună că și pentru tinereți, pentru serie educative, da, pentru una, pentru alta, atâta timp având în vedere că se renovează, eu vă spun că asta s-a făcut și se face. Pericol este și școala aia. Pericol? Da. Șobolanță. Da. La momentul, nu știu dacă portul șobolanță, dar pot să-l cu siguranță. Pentru că atâta timp cât au fost pericol se cadă... Nu, de văzut, nu, deocamdată. Nu, dacă nu... Avanele nu sunt afectate, pentru că nu am luat. De câte ori o scapa și vă scapa? Nu. Bine, acum trebuie igienizat în primul rând și ca să igienizez trebuie ceva bani. No, întrebarea mea, s-a făcut un studiu vis-a-vis de natalitate, să zicem, de, în perspectivă pentru copiii care vor fi la școală. No, păi eu astăzi, e, eu astăzi mă din studiul face aici și vezi foarte bine că știți? N-ai naștere, n-ai copii. Alții înaintea noastră au înființat aceste școli cu corpuri deosebite și eu sunt de acord ca să ducă pe tot în zona culturii, tot în zona de desființat școala bisericii, să zicem. Iar capătul altă destinație. Desființat știu, am înțeles. Așa cum este la școala lungă. Dar nu se facem pentru temporal. Așa, păi da, temporal. Este așa, temporal. Dar desființează foarte clar, nu se desființează absolut nimic. Putem să-i dăm pentru 10 ani de zile cu specificația că în momentul în care sunt, asta era ideea primară. Să foarte clar în ce recensământul ministerul nu o să-ți acorde aprobare pentru o dată fixă, exact ca cel de la strajă, da? Se știe foarte clar că în clipa în care o să se întrunească numărul de copii și avem un aviz favorabil, chiarul și a lucrurile să ne avem răspunsul de la inspectorat clar, către primărie, care a venit și spune clar, de că suntem la adresă, vă facem cunoștință. Că școala primară Lunca Său nu va mai avea funcționalitate ca instituție de învățământ prin următoarele motive. Lipsă populație școlară, clădirea nu se încadrează în ordine. Dar n-am fost la inspectorat și atunci nu avea nici 18 copii. Școala Lunca a funcționat foarte mulți ani fără avizul Direcției de Sănătate Publică. Dar nu mai spune problema. Da, am terminat, am trecut peste asta. Eu am pus arăt că e bine că zice în zona... Da, domnule, orice lucru ne folosim să ne beneștie și dacă e nou. Domnul Tăsloan, vă rog. Iar în ședința de comisie au fost discuții mai amplă. Problema la școala Lunca nu e simplă. Deci formularea, după cum este făcută, noi va trebui ca astăzi să votăm renta hotărârii exact în sensul formulării. În contextul în care acolo se dorește altceva, acolo presupune niște cheltuieli. Întotdeauna cheltuielile se fac de către cel care crea imobilul, și să cheltuie el pe propria răspundere. Pentru că școala, indiferent ce se va întâmpla, ea va rămâne ca bază a Ministerului Educației. Exact. Chiar și în situația în care se va demola, deci eu am și documente, vă le pot prezenta, sunt ample, nu vreau să lungesc ședința, terenul respectiv rămâne exact în proprietatea Ministerului Educației. La fel ca și terenul din spate. Problema asta voiam eu să... E intabulat. Problema asta voiam eu să... Problema terenului este altă. Eu vă spun ce spune legislația. Așa că școala, din punct de vedere al securității, în mod general, l-a solidărit. Deci, aici problema cred că trebuie analizată mult mai profund, pentru că pentru noi este ușor. Dăm avizul, am văzut avizul Consiliului de Administrație, este unul clar, foarte clar, deci pe o perioadă determinată de anumite situații, pentru că nu se știe niciodată. Mai cu seamă că au fost discuții în secretariatele Ministerului Educației, prin care se vor deschide foarte multe școli în România, se va renunța la transportul elevilor cu microbuze. Datorită, mă rog, schimbărilor care au fost în ultima perioadă. Văd că lucrurile stagnează. Da? Deci, dar este emis o idee și probabil că este și undeva pentru un birou, prin care foarte multe școli vor fi redeschise. Din anumite motive, deci motivele sunt cele financiare, s-au constatat că costurile sunt mai mari cu transportul decât atât. Deci, putem avea surpriza, ca în orice moment acolo să avem o grădiniță. De exemplu. Păi, dar asta și spune. Asta și la stradă. Dar dacă sunt copii,
Dacă îmi permiteți să adaug ceva la ceea ce am spus dumneavoastră, de asta am dat să-i răspund domnului Cuiu, cum vreau că îți zică cont. Nu sunt zică cont. Sunt de acord. Nu, nu. Deci sunt de acord eventual în cazul în care ministerul la rândul lui își dă acordul să fie demolată clădirea. Să zic că se găsesc fonduri, da? Să fie demolată. Dacă se face o nouă construcție, să fie o construcție făcută în așa fel încât să fie adaptată eventual nevoilor școlare ulterioare. Ce să facă? Nu se va demola nimic, pentru că la momentul ăsta se strâng de la lucră, se strâng sau strâng ceva bani și se încearcă să facă o capelă, poate nu știți. Încearcă să facă o capelă la intrare și un grup sanitar de civilizat, de vai și amar ce grup sanitar. Și de unde se mai repară și să dărâmi o școală? Tu ce să mai tu te apuci să dărâmi o școală? Dar nu se poate, dar atunci... Nu, ni se cere să fim de acord cu diagențele către Ministerul Educației. Mai departe ce? Problema pe care... Nu. Cererea a fost făcută foarte clar, schimbării destinației. Păi nu, noi... Dacă ne aprobă Ministerul Educației Naționale. Cererea este făcută pentru schimbarea destinației. Mai mult schimbarea activității, dacă așa, e așa. Rămâne școală, nu mai e. Aici am adus ultimul document. Este o procedură din 25 noiembrie 2016. Deci, în, vă spun imediat, în 25 noiembrie 2016 a fost emis un ordin 5.819 al Ministerului Educației. Este din mânător oficial, prin care să aduce detalii la modalitățile prin care se scoate din circuitul școlar o unitate școlară. Sunt și termeni aici pentru anumite activități. Dar ne-a răspuns sunt termeni, începând de la 5, 10, 15, 20 de ani. Deci la văd de fiecare. Nu punem exact, la straj, așa să scând numărul de copii necesită deschiderea. Aici scrie pe perioadă limitată, fără să fie specificat 5 ani, 10, 15, 20. Nu v-am spus că dacă mâine se... Este și documentație care pune exact condițiile, nu că... Din după citesc asta. Ministerul ne-a trimis înapoi cu 5 ani. Dacă vă aduceți aminte la strajă, noi am solicitat pe 10 ani. Iar ministerul ne-a respins. Dar țineți minte că am luat acea hotărâre de vreo 2 ori. Pentru 5 ani. Nu știu dacă ați văzut, ei și-au trimis proiectul de hotărâri cu dresarate. Deci nici măcar nu este specificat, sunt specificați ani în proiectul pe care l-au trimis ei. Da. Întrebare. Doamna secretar. Da. Proiectul ăsta de hotărâri, cum l-ați redactat, urmează indicațiile... Exact care... al inspectoratului. Așa. Pe adresa inspectoratului. Și acum vreau să spun așa. Și asta voiam să continuăm discuția. Hotărârea din Consiliu spune foarte simplu. Deci se scoate pe o perioadă... Nu se știe. Deci noi numai îl scoatem. Da, noi suntem de acord. Singurul lucru unde este specificat de ce este expunerea de motive. Dacă expunerea de motive se reformulează și stă la dispoziție. De modul justificativ. Vedeți că în adresa inspectoratului... Deci am hotărârea inspectoratului cu toate hârtirii și aici câte o atere în atenția primară. Uitați-vă aici, pe adresa inspectoratului 2496 din 27.3.2017. Chiar eu am vorbit cu domnul Herciu și ne-a zis că dezormăm pașii din adresă. Schimbarea destinației, vederea transmiterea, așa, obținerea acordului Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Deci noi hotărârea o trimis la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Ei sunt o proiect de pași pe care vine înapoi la noi acord Inspectoratul Școlar Județean și noi facem documentația pentru minister. Deci a schimbat procedura. Asta voiam să spun. Deci hotărârea la momentul ăsta este nu are altceva nimic. Atât o scot din... Da. Iar la memorie numai expunerea de motive deci, atât ar trebui să nu am, că aici la expunerea de motive ne înscrie în vederea înființării unui centru. Păi asta e. Asta e bărit și dacă putem să lăsăm așa, pentru că nu o să-i dea destinația asta. Păi nu. Eu aici, scot clădirea și o pun la dispoziție. Pentru ce o să văd? Urmează primul. Schimbarea destinației pentru, nu pentru persoanele cu nevoi speciale neapărat. Pentru momentul când vom termina procedura, vom veni cu hotărârea de Consiliu pentru destinație. Deci singurul lucru care trebuie modificat e expunerea de motive. Că numai în expunerea de motive îmi vine că e centru pentru persoanele cu nevoi speciale. Iar restul nu are. Și în ce rezultat? Poate fi aprobat hotărârea.
Adică documentul care stă în față, în spatele hotărârii, este punerea de motive și asta, deci nu sună cu hotărârea cum ar veni. Și cum dispoziții de scrie, la expunerea de motive scrie doar atât, cu, în vederea schimbării destinației imobilului, nu specifică. Dar cum în vederea înființării, citesc. No. A, sus, da. Nu, da. Nu, în expunerea de motive, cererea. S-a plecat cererea de la cerere. Da. De la cerere. De ce este expunere? Cerere. Deci la expunere. Cererea a fost făcută așa. Dar, la sfârșit, supunem spre avoarea Consiliului Local, emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului și calcinațială, dar nu specificat ca și centru de așezământ. Da? Schimbarea destinației. Pentru că aici, mai departe, o să vedeți la punctul 7, cine a cerut inspectoratul școlar județean. Își cere memoriu justificativ detaliat, din care să reiasă necesitatea schimbării destinației. Deci tu trebuie să specifici foarte clar. Da. Pentru ce ai nevoie ca să poți să schimbi destinația respectivă. Pe lângă faptul că nu știu cine o să fac studiul ăsta, că uite, starea tehnică a clădirii, asta trebuie plătită să vină cineva să-ți facă un raport, da? Un studiu foarte clar pe treaba asta. Cine vrea să facă față? Cine vrea? Ce utilizare urmează să urmească clădirea? Cum se realizează accesul? Da, că nu-i problemă. Da. Și după aia, dacă nu poți, de aici începe treaba. Nu-i nici la ei, nici bălare. Noi să avizăm, eventual, schimbarea destinației, dacă sunteți de acord, să avizăm schimbarea destinației. Păi stabilim noi din nou ce facem. Nu, părintele să vină... Ne formulează, concret, ce vrea. Că dumnealui trebuie să formuleze, pentru că am putea da mai departe la inspectorat, cu oricum, anul ăsta sunt nicio formulă. El va reformula acea... Da, deci haideți să hotărâm, vă rog frumos, cum facem modificarea acestui proiect. Ce amendament aducem la acestui proiect? Nu mai faceți nicio Aprobarea noastră, cum o dăm? Avizul nostru. Pentru schimbarea destinației. Pentru schimbarea destinației, da. Și urmează că ulterior se vine exact cu favoarea persoanelor comunității. Tineret sau... Alte discuții. Într-un așezământ. Păi nu, aia e cererea. Aia e cererea. Raportul este cererea. Expunerea de motive ți-o să fie clar. Deci am schimbat de spune aceeași cod. Și ca să ne faci pentru un așezământ. Și voi după aia să subții într-un așezământ. Dacă nu e aia, nu e aia. Ce faci? Consideră că primești cine este pentru demararea procedurii de schimbarea destinației școlii de la Grasea? Cine este pentru? Folosit să distrugi. Împotrivă, abțineri. Bata de ce ridicam? Nu, așa. Este 16. Da, bun. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de întocmire a nomenclatorului stradal al comunei Asău. Propunere. În vederea întocmirii nomenclatorului... Da, vă rog, mă scuzați. Domnul Povei. Ce? Citiți proiectul de hotărâre din Asasă. Citiți că este. Din motivul, citiți că eu expunerea din motivul. Mi-ați citit proiectul. Primarul trebuie să... Dar până acum, și la ședințe trecute, i-ați dat domnului Budacă, ați... Chiar ați zis domnului Budacă. Nu vă legați toate. Omul care se grăbește întotdeauna, acum nu se grăbește. Domnul primar, dumneavoastră să sunteți invitat. Am înțeles. Explic.
Ca să nu zici că numai eu. Așa. Deci spune de motiva Consiliul Local al Comunia Său, inginer Bobăică Nelu, înregistrată numărul 6573 din 6-7-2017. Raport favorabil într-o medică de Comisie de Administrație Publică Juridică, apărarea liniștii, ordinii liniștii publice, a dreptul cetățeni, numărul? Le scriu eu după aceea că sunt la dosar. Raportul favorabil la comisie. La din care ieșim. Propune, în vederea întocmirii nomenclatorului statal Comunea Său, județul Bacău, care constă în inventarierea și atribuirea denumirii străzilor, se constituie următoarele comisii pentru inventarierea și atribuirea denumirii străzilor pe sate, formate din minim 3 persoane, din care un consilier local în calitate de coordonator, numit prin prezenta hotărârii, un profesor învățător sau cetățean, un preot paroh, selectat ulterior de către coordonator. Comisia pentru inventarierea și atribuirea denumirii străzilor în satul Asău, coordonator, consilier local Paul Potroac. Da. Comisia pentru inventarea și atribuirea de unii străzi în satul Lunca Asău, coordonator, consilier local, Puiu Eugen. Comisia pentru inventarea și atribuirea de unii străzi în satul Ciobonuș, Luca Ionel. Aceasta sunteți numai consilier, n-a răspuns. Comisia pentru inventarea și atribuirea de unii străzi în satul Straja, coordonator, Tăslăvanul Toate. În Apa Asău, Nicodim Costel, în Poltiniș, Ciobănașul Neculai și în Comuna Asău, Bobei Cânel. Comisiile Consiliului vor întocmi propuneri pentru nomenclatoarele stradale pe sate, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, care fac parte integrant din prezenta hotărârii și vor comunica rezultatele obținute Comisiei Centrale pentru Inventarierea și Atribuirea denumirilor străzilor în Comuna Asău, formată din coordonator, consilier local Boveică Nelu, secretarul Unității Administrative Teritoriale Grigorița Sorina, reprezentantul Compartimentului Urbanistic Consilier Lascăr Cristian. După centralizarea propunerilor de atribuire, comisiile vor întocmi propunerile? După centralizarea propunerilor de atribuire a denumirii străzilor de la anexă de la articolul 2, se va întocmi nomenclatorul statal al Comunei Asău de către aparatul de specialitate al primarului, iar documentația înscrisă și aprobată de primar va fi prezentată în plenul Consiliului Local în vederea aprobării prin hotărâre de Consiliul Local. Prin grijă secretarului Unității Administrative Teritoriale, Comuna Asău, a compartimentului agricol și a compartimentului urbanic, se vor identifica locuințele și persoanele care vor fi arondate fiecare străzi după atribuirea sau schimbarea denumirii aprobate prin nomenclatorul stradal al Comunei Asău, respectând nomenclatura stradală care reprezintă totalitatea elementelor de identificare cu prezentă denumire de drumuri și adresele reprezentative din România într-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ teritorială și care reprezintă evidența primară unitară care servește la identificarea domiciliului, reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil, teren, cu sau fără construcții, precum și a fiecărei clădiri. Prezența hotărârii se aduce la cunoștință publică, se comunică persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului. Expunere de motive. Vă rog, domnule consilier. Deci, expunerea de motive la acest proiect. Deci, motivația. Am inițiat acest proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea unor măsuri de întocmire a nomenclatorului stradal al Comunei Asău, datorită următoarelor măsuri. În primul rând, nu avem în cadrul primăriei un nomenclator stradal. Deci nu există nici până la această dată, dacă doriți să știți, ieri am fost informat la comisie, că nu avem nomenclator stradal. 2. A apărut o hotărâre prin care și norme de aplicare în care se creează sistemul național de înregistrare. Numărul hotărârii... Deci hotărârea 777 din 2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului Electronic
Registrului Electronic Național al Nomenclaturii Stradale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, octombrie 2016. Da. Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic Național și nomenclaturilor stradale din 27.04.2017. Cum am gândit această desfășurare? Pentru că am inițiat acest program, am gândit, deci un program de măsuri mai mult, la modul la care ar putea să se realizeze, fiind de foarte mare importanță în cadrul comun. Nu este atât de simplu ca să nominalizăm și să dăm denumiri tuturor străzilor din comuna Asău. În momentul ăsta, în comună, sunt alocate numai numere imobililor. Și atât. Am studiat tot ce înseamnă reglementări din vigoare și am spus așa. Pentru început, să stabilim câte o comisie formată dintr-un consilier și ca să n-ajung la consilierii altor partide, am nominalizat consilierii din formațiunea mea. Pentru că eu am inițiat acest proiect. Pentru că nu pot permite să nominalizez pe altcineva. Iar în completarea acestei comisii am spus ca să vină din oficialitățile comune preotul paroh, un învățător, un, mă rog, și cetățeni de frunte sau delegați sătești. Pentru că trebuie să înțelegeți un singur lucru. Nu știu dacă știți până acum sau poate nu v-a interesat. Satul Păltiniș nu are consilier și nu are nici delegați sătești. Numit ca să auzim și noi cine e ăla. Deci funcționează așa. Deci în lege spune. Neavând consilier, am zis că trebuie să găsim și acolo o soluție. Am și atunci... La întâlnirea de la delegatul Pătiniș, când s-a adunat pentru retrocedare, am discutat chestia asta chiar. Dar este comunicat Consiliul Local, să știm și noi. Le-am spus, oamenii nu se delege pe cineva. Nu, așa se face. Nu se face așa. Sigur, știm cum se face. Procedura o știm. E altceva. Noi știm procedura, dar ei trebuie să organizeze. Ca să scurtăm treaba. Deci, comisiile am stabilit în fiecare sat câte o comisie, dar nu numai atât. Am stabilit, am propus o rețea principală de străzi, care să urmeze drumul județean, drumul național și drumul comunal. În afară de el care merge pe Ciobănuș. Am dat inițial un nume de stradă cu o explicație care am găsit-o eu necesară ca să creez un cap de pod de la care să putem porni. Și aici aș vrea să vă citesc, deci asta nu este, sunt niște propuneri. În momentul în care se finalizează toate aceste străzi laterale, alei, care vin în strada, așa zisă, principală, în momentul ăla se va vota sau se vor stabili dacă între timp comisiile nu găsesc altă soluție sau altă denumire de stradă. Lucrarea este foarte laborioasă, de asta am gândit-o așa. Și ca să pot să dau drumul la modul în care se lucreze, am spus așa. Pentru satul Lunca, strada inițială care face DJ116B de la podul de fier din Comănești până la podul în casă aici să se numească strada Lungii. Este inițial. Poți să numească mâine. Comisia stabilește strada Mihai Eminescu, dar în momentul în care numește strada altfel, toate străzile care intră și ies în strada asta, așa zis principală, trebuie să poartă aceeași denumire. Mihai Eminescu. Înțelegeți? Complicat. Păi nu-i complicat, n-aveți încotro, trebuie să le denumiți așa. Că vreți, nu vreți. Ulița în fundat, dar atunci ce mai discutăm, da? Și cum e asta? Vrei, nu vrei, tot ai pantaloni jos. Dar vreți, nu vreți, trebuie să o faceți asta, că e registrul național. Trebuie să le registrăm. Suntem de acord cu toți, că așa e bine, că e interesul comun, nu e al meu. Păi eu am spus așa. Am pus o denumire generică de stradă. Comisia aia o să fie... Nu, dar străduțele azi la timp, nu au denumire. Păi nu au denumire pentru... Au denumire, aveți denumire acum? Păi uitați ce spune. Avem atâția veterani de război. S-a morți prin toate... Domnul primar, dumneavoastră v-ați uitat pe proiectul ăsta? Da, m-am uitat.
Păi uitați aici, ceva secundară de străzi, aferent străzii principale din Salmon, ca prima dată este trecut aici, strada Lungi, așa se cheamă. Da. De la la. Și bine, străzi partea stângă, străzi partea dreaptă. E alb, nu te cu nimic. Și după aia îți zic la fiecare. Păi sigur, da, la fiecare. Da, acum ai spus, doamne, îi zice lungă și... Domnule, am dat strada Lungi ca să aibă o pornire. Principal. De tapel. Nu principală, nu există strada. Drumul principal. S-a înțeles greșit. Scrie DG116B de la la. Ei, din ăsta vin, alcătuit e celălalt. La momentul în care e posibil să nu mai vrea cineva, sau să nu vrea toată populația să numească strada Lungi, poți să numească cum dorești. O, e reprezint. Dar în momentul în care... Mai dați și întrebați și populația? Păi dacă comisia asta se duce în sat, consilierul, de ce sunt consilieri? Pentru pe hotărâri de Consiliul Local. Oamenii din cadrul aparatului de specialitate sunt trimiși prin dispoziția primarului, ca să ne înțelegem o dată, ca să știm despre ce vorbim. Coordonatorul consilierul care iau oameni ca să-l ajute la treaba asta. Mai sunt și alt consilier foarte bine, n-au decât să completeze toată lista. Făcând pachetul ăsta de pe stradele principale, care am să le dau, dacă nu le-au citit o doară și de război. Deci, strada Lungi este prima. Strada centru a său este strada de la pod Lunca până la pod Roșu. Da. I-am dat denumele generic. Strada Câmpul Străjii, i-am zis. Câmpul Străjii de la Pola Roșu până la Pola Straja. Strada Straja. Pod Straja până la pod la microhidrocentrală. Strada Caralița, Ciobănuș până de la microhidrocentrală până la podul de fier. Strada Ciobănușului. Da. Podul de fier până la tunel. Pod tunel. Strada Bisericii. De la intersecție, strada centru a său. Deci de asta am definit o centru a său, ca să pun intersecția. Aici pot scaune. Strada Valea a Săului, care de la Pola Scaune la Pola Bartea, strada Agăștinului de la Pola Bartea, pot Șanta sau Germea Lungă, strada Pietrosului de la Pola Șanta până la pod Pietrosul, strada Izvorului Alb, de la pod Pietrosul până la pod Brigand. Deci asta e denumirea generică, care se folosește ca să putem creiona tot setul ăsta de străzi adiacente și după aia, în momentul în care votăm ceea ce s-a colectat și centralizăm, funcții de opțiuni putem modifica. Opțiunile populației a celorlalți consilieri și doriți dumneavoastră. Deci ca să poată să lucreze. Și în momentul în care s-a făcut pachetul ăsta de străzi, străduțe și ce vreți dumneavoastră, abia după aia, pe ăsta o să intri cu numele de imobili. Nu, dar le avem astea, sunt trecute. Domnule, dar nu există casă în Naseu să nu aveți număr alocat, că avem, domnul... Păi dacă ați dat autorizație de construcție, n-ați alocat numărul de imobil și în registru agricol. Dar sunt și loturile pe parcursul aportocasă. Eu n-am mai citit motivația, că motivația e cei pași care vorbește de registru agricol. Că dacă străduțele toate au o denumire, fiecare cu denumirea de la unul la care va avea un număr. De ei nu intră, străduțele la dată, dacă intră pe uliță la mine, care o să se numeze strada X, numele alea pe stânga, tot alea sunt, că nu se modifică strada. Și e de la unul. Deja aveți alt strada numele. Domnule, faceți treaba așa, inventariați-le, că așa scrie acolo, inventariați. Deci începi 201 din capătul uliței, pe dreapta 202 sau invers, să termine până... Asta e inventariere, ci există fapte. Și după aia se face nomenclatorul de câte aparatul de specialitate și ia toate numele astea și dacă s-o bătut în cui străjă, dau alt fel de numere și cum se vrea. Păi așa se face treaba. Două întrebări, dacă îmi permiteți. Ați zis aici cu un preot paroh și cineva din învățământ. Cum credeți că o să poată să meargă pe teren cu consilierul dumneavoastră ca să întrebi populația? Că a zis, totuși trebuie să meargă cineva pe să întrebe. După ce își termină... Ce obligație are preot paroh? Nu. Ai preotul, poate voluntariat. Voluntariat. Face la voluntariat. Comisie, trebuie să-ți
Sigur că tu nu poți. Trebuie să îndrept cetățean, dar nu poți. Dar nu este obligatoriu. Dar nu este obligatoriu. Nu este obligat să fac. Noi ca și consilier, da, avem obligativitate. Mai citesc o dată. Nu ai obligativitate, spus tu sunt inventare străzii. Formată de consilier local. Nu ai nicio obligație. Domnul președinte, dacă domnule, că orice acțiune, dacă nu o plătește, ce recensământul s-a plătit, că e animalelor și e pisărit, e pisat. Mai citesc o dată la articolul. Dacă nu se plătește, nu vine nimeni. Deci comisia formată din minim trei persoane, din care un consilier local care este numit prin hotărâre. Da. Și am terminat cu asta. Da. Așa, în calitate de numit prin prezenta hotărâre, un profesor, un învățător sau un cetățean, un preot sau cât, 100 dacă pot. Minim 3 trebuie să fie, minim 3, ca să ai justificarea în care. Cum să nu fie? Vedem, bănuiesc să va reglementa la nivel central, că nimeni degeaba nu face treaba. Terminat. Noi luăm bani. Deci asta ce se întâmplă aici este gratuit, domnul primar. Deci asta e obligația în comună, asta, măsurile astea sunt gratuite. Da. Să se facă, să ajungem la un consens. Pentru că în comuna său avem aldivobiecte, eu nu știu câți. Niciodată n-ajunge o adresă acasă la tata, când te duci nu știu unde ca să vii cu hârtia acasă. Și vorbim de poștă, telecom și ce mai vezi? Bun. Asta e prima întrebare pe care am avut-o. A doua întrebare, acum am scris de glumă, fără niciun fel de supărare, fără nicio sărbătoare, fără nimic. Fără să-l ia la galbenă. Întrebarea mea era, dacă nu era 7 consilieri, cum nu împărțească toate astea? Să vă dau din mai cinci, mai probleme. La mine mai vedeam un sapă, un consilier. Nu, întrebarea mea e alta. La domnul Traicu la Ciobănuș trebuie să ducă altcineva, dânsul care e în zonă, să știe cu oamenii. Domnul primar, trebuie să știe dumneavoastră că vrea să-i acolo. Dar lasă-mă, dar și nu fie el, știu că mă ta oare. Dar nu negociază. Cum adică? Dar domnul Vici, să ducă acasă, nu poate să ia ceva? Nu, dar ați înțeles că domnul Traicu nu poate să nimeni să vină în această comisie. Asta e sarcină de până. Dar nu și-o permis să vă dea și cum ea. Dar nu și-o permis să vă dea și cum ea. Dar sunt și alte informații. Vă rog, deci am recitit articolul 1 în care este numit în momentul ăsta unul în calitate de coordonator. A doua problemă. Pot să fie toți consilierii care sunt în consiliul local. V-am lăsat pe tale, vă rog frumos, citiți propunerile de la celelalte trei comisii în momentul ăsta, cu avizul favorabil. Ce zice, m-a trebuit să duc Traicu la lungă. Vă rog, citiți avizul de la celelalte comuni dacă există o propunere de hotărâre, de modificare la proiect. Vă rog să citiți acum, public. Conform regulamentului, nu e standarde caut. Trebuie să facă președinții de comisie. Așa scrie regulamentul. Am citit la începutul ședinței. Cred că au tot ce trebuie, nu? Da, la comisie economică nu avem. Propune completarea comisiilor cu consilieri și de la celălalt. Cu ceilalți consilieri care nu au fost prinși în toate la hotărâri. Care vrea? Aici e vorba de probleme. Acum, vă rog, un pic, domnul Puiu. Vorbim, vorbim, domnul Puiu, stați să-l vedem pe domnul Puiu. E cam răspundere personală. Domnul primar, având în vedere că proiectul este inițiat. Și ce e bunii, prinsul lui? Poate nu ți-a denunțat de noi. Dar nu l-a făcut nimeni la vot pe noi. L-a supus la vot? Ce nu știu eu? Nu-i supus pe noi. Nu-i supus pe noi. Stați un pic, stați un pic. Poate să fie neapărat coordonator. Dacă e să ne gândim... Dar de ce neapărat coordonator? Dar de ce neapărat să fie la matare? Unde scrie? Este proiectul lui. Domnul primar, n-am înțeles.
Și spune acest lucru. Am adică da, personalitățile și eroile neamărăsuri și ai primereului. Dați dumnealor voie să propune și dumnealor. Păi fără discuții, nu s-o terminată, sigur că da. Dar ceea ce a prezentat domnul Orei, domnul Orei a prezentat în felul următor pe noi de la partidul dumnealui. E treaba dumneavoastră. Așa cum își permitea dumneavoastră să-i spună domnul Traicu, vei fi acolo. Păi dar e hotărâre de Consiliu, nu hotărâre așa ceva? Nu e hotărâre de partid, domnule. Păi nu, e hotărâre de Consiliu. Dar și mai departe. Dacă suni și nu salți. Dar da, 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 e logic el în șalte. Și acum avem un pic. Dați un pic. Haideți să nu te naturăm. Discuție. Să vă frumos. Să nu ajungem iarăși să ne certăm degeaba. Dar nu certăm, dar nu ne stați un pic să propun altele și propunem atunci. Stați un pic, vă rog. Foarte corect. Pentru cei care vor, având în vedere faptul că domnul Traicu este din Straș, din Ciobănuș. Domnul Țuțu este din de pe apa său. Da, mai are timp, el n-are timp. Hai să vedem asta e treaba. Cine vrea? Cine vrea? Când e la bani, vin la dumneavoastră. Deci asta e gratuită, la bani vin la pe trebuie prins toți consilierii acolo, că nici să-și gata. Nu trebuie prins toți consilierii. Nu trebuie prins toți consilierii. Mă urmează ce vreau. Participi toți consilierii. Mă urmează, domnul vicinii băi. Dar nu este comisia centrală unde își noi rotați toți sau nu ce din nimeni? Sau eu vorbesc aici așa nu? Nu mă avem locul ăsta. De care în sat, domnule. Domnul primar. Mă dați convine. Lasă-o acolo. Mă dați convine. De bine și de coordonator, necoordonator. Nu m-am un pic pus, stai unea. Deci, ați spus așa, comisia economică ceea ce răspuns a dat avizul favorabil. Cu completarea. Completarea. Deci eu am aici și am proiectul de hotărâre, scrie așa, raportul favorabil al comisiei pentru învățământ. Spuneți-mi, ce spune comisia asta? Am fost pe domnul președinte, la comisia pentru învățământ. Dacă nu, nu e asta. Deci nu am fost de acord, comisia de învățământ a fost de acord. N-ați făcut un raport? Nu am avut. Ba da, nu. Nu e da? Nici nu era raport. Asta nu aia, nu era, nu l-am făcut, că asta nu era. Nu era mort. Nu era făcut pe ordinea de zi. Nu era, că nu era făcut pe ordinea de zi. Nu era făcut. Nu l-am făcut pe ordinea de zi și nu l-am făcut. Comisie economică. Comisie economică, la aviză favorabil. Spuneți. Haideți atunci, vă rog frumos. Dați avizează și propune completarea comisiilor cu consilierii care nu au fost incluși în tabelul din proiectul de hotărâre. Deci completarea comisiei. Păi da, dar se completează și de la dumneavoastră și se pune și omul în satul lui, altul în satul lui. Deci are aviz favorabil. Deci o pretenție mai la un de la cealaltă comisie. La lung. Că am trei comisie, știi? Ba, am, dar soții lui. Modificare, ordine de zi. Este vorba de o comisie. Păi o fi vrei, dar acum în Ciobănuș se duce altcineva? Dar merge și domnul. Vă întrebați de ce durează ședința mult. Și au întrebat că durează la un secretar. Păi atunci, haideți să o luăm. E comisie? Comisia pentru că răspuns la oamenii dumneavoastră ați găsit. Dar răspuns la părtiniș aveți? Deci a spus așa, la Ciobănuș și domnul Traic, a stat vis-a-vis de mine ieri și am discutat. Păi dar domnul a spus dânsul. Nu-i atent? Nu a fost atent, domnul. Dânsul că le-au propus chestia. La părtiniș și eu toată ziua pe traseu. Nu, nu, nu. Aici e oficial, nu e traseu. Dânsul a stat vis-a-vis de mine, putea să zic, pune-mă pe mine acolo, nu-i nicio problemă. Dar la părtiniș... Până la urmă, domnul Bobeic, până la urmă, personalitățile și eroii neamului sunt aceiași pentru orice partid, sunt pentru români. Da? Deci numele oricum nu or să fie impuse prin Antonescu sau mai nu știu cum. Nu, deci numele or să fie puse în funcție de anumite personalități, în funcție de eroi din comun, în toată asta. Normal că oricum o să discute și or să vină și cu propunerile oamenilor. O să discute oricum și în Consiliul Local, dacă suntem de acord, pentru că s-a stipulat foarte clar, nu? O să discutăm numele străzilor și asta. Nu văd o problemă așa mare,
cine este din comisie... Nu vrei, dar e logica în satul lui să fie altcineva șef de comisie. Eu mă leg nicio nu e vorba de șef de comisie. Nu este șef de comisie. Nu suntem în satul cu șef. Este... Nu e șef nimeni. Este un coordonator care nu e șef de comisie. Că să spun și eu două cuvinte. Ăla spune că nu mai ai voie tu. Vă rog, domnul Luca. Poți să spun și vă rog, domnul Luca. Doamna secretară ne-a rugat la început și ne-a citit din legea 215 un articol. Vă dați imediat cu dată citire. Vă rog, doamna secretară, să ne dăm cu dată citire la articolul din legea 215. Înainte de ședință, nu? Da. Ăla care l-a citit dumneavoastră la început. Da. Am ajuns până la urmă nici în târg, nici la piață, nici la bălci. M-am plicat niciodată probleme astea, dar văd că mergem chiar așa, tot în spate, în loc să facem un pas în pas. E articolul 38 din ordonanța 35, da? Care stă la baza regulamentului nostru. Și spune așa, dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președintelui Comisiei de Specialitate și, dacă este cazul, șefului compartimentului care a întocmit raportul. Aliniatul 2. După efectuarea prezentărilor prevăzute la aliniatul 1, se trece la dezbatere. Consilierii vor participa la dezbatere în ordinea scrierii la cuvânt. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune Consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbatere să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri în funcție de mărimea acestuia. Domnule președinte, vă rog să respectați întâlnirea în legii de elaborare a proiectului. Clepsiți rapimoasă. Da. Bun. Ce alte discuții s-au prezentat proiectul întreg? Proiectul a fost prezentat. Mai are ceva citit până când am citit comisie. Pe scurt, ați prezentat proiectul pe scurt. Ce mai aveți? Este în articol pus acolo, dar comisia centrală știți de ea? Și atunci, scurt, domnul, dacă dumneavoastră... Dacă știu de păi dacă scurt, eu citeam tot ăla, terminam de citit până acum. Dar trebuie să și explic. Spre exemplu, Luca Ionel este la Ciobănuș. Nu mi-am permis să le iau pe domnul Traicu să-i zic, domnule, să te trebuie dumitare acolo, că ești din Ciobănuș. Dar la comisie ieri, domnul Traicu putea să spună foarte simplu așa. Dom'le, te rog frumos, eu vreau să mă înhăm la munca asta să rezolvăm problema. Cred că vă aduceți aminte că ne-am să discutat problema asta. Aici am fost cu toți. Cum nu s-a discutat? Păi, dar cine te-a ocupit de a trai cu să cum s-a discutat? Nu. În comisia noastră. După aia trece la următoarea etapă, care o facem o dată, doamne. Stăm aici cu 6 ore și nu înțelegem nimic. Nu e nicio problemă dacă ne duci. Deci, comisiile le-am prezentat, comisia centrală am prezentat-o, modul cum se întocmesc pe rețelele celelalte le-am prezentat, toate propunerile astea care o să fie preluate de aparatul de specialitate a primarului, care o să le pună la punct cu tot ce înseamnă adresă stradală, număr, la, 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 până când se închide tot ăsta. Și atunci, în momentul ăla, la final, o să fie nomenclatorul a aprobat cu hotărâri de Consiliul Local. Deci astea sunt premergători hotărârii Consiliului Local. Hotărârii. Și atunci, în spatele tabelului ăsta sunt o grămadă de precizări care sunt punctuale, scoase din normă, ca lumea să nu se încurce în vorbe. Scrie clar aici cine are de... De ce am ales așa? Pentru că cine se apucă de treabă să știe ce are de făcut. Că nici popa și nici învățătorul nu știe mai mult decât am pus eu aici. Că nu știu oamenii dumneavoastră din aparatul de specialitate care i-a trimis la curs. Păi am chemat unde e domnul inspector? L-am chemat și a zis, doamna secretară spune, n-avem niciun fel de nomenclator stradal în primărie. Am chemat omul cu urbanismul, doamne, n-am înțeles, nu ne-a spus ce o să facem. Vă rog, hai să dăm drumul la discutăm problemele astea de, legate de asta am discutat acum, domnul Luca v-a cerut, a dat citire. Doamna secretară, articolul de lege, vă rog frumos, prezentați pe scurt proiectul de hotărâre. Dacă nu... Deci în momentul ăsta,
Aceasta este propunerea cu măsurile pe care le-am gândit. Se dorește completarea comisiilor. Luăm fiecare comisie, să propune un membru, să aprobă și să trecem hotărâri. Am terminat. Ia comisia. Cine e pe acolo? Ia comisia. Trebuie să discutăm. Am terminat. Nu comisia. Domnul președinte, aveți 5 minute. E foarte bine ce organizare. Potoliță. Bun, vă rog. Dacă... Luați-o pe articole, articolul 1, comisia 1, nu-i bună la altă. Dacă alții, nu am zis că nu este un bun ăla. Dacă alții... Domnule, lege prevede să fie consilieri... Dar este propunerea. Nu-i mai tot vorbi, dacă... Dacă nu mai... Păi te-a spus numai acum, dar lasă-mă dracu. Păi eu nu-și te ascult numai domnul. Aveți 2 minute la dispoziție. M-ați întrebat, atâta timp când nu există nimic și nu-i pus niciun cap de pot, am zis, hai domnule, să-i dăm drumul la asta. Și am găsit o modalitate. Nu, dar lege, ce spune? Că a spus, se compune din tehnicianul cu urbanismul, de ala... Păi pe cine să pun? Oamenii dumneavoastră să lucreze la documentul care e gata la finalizare. Botezat și... Doamne, și hotărârea, cu ce-o motivați dumneavoastră? Unii spune că Consiliul... Hai bine, stai aici, așa o leac, spune și mă ta. Ce-o fost la Bacul, că nu știți nimica, dracului. Nu oamenii care să știe nimic. Stați aici și explicați ce vă, printre altele, ce v-a spus la șeptiță? Pentru că nu este, eu nu pot să fac, eu nu mă pot băga în aparatul dumneavoastră de specialitate să decid. Hotărârea este a Consiliului Local și hotărăți cu consilieri. Dumneavoastră dați dispoziții mai departe. Eu mi-am permis de am trecut aici, deci secretarul unității și consilierul de urbanism, pentru că trebuie să fie nu, cel dar să fie șeful la comisie, asta un consilier. În ce act normativ spun? Am și o problemă. Nu este șef, este Comisia Centrală pentru... Vă rog frumos, centrală. Este coarele astea, un ce act normativ. Nu este șeful, nu este șeful comisiei. Vă rog, normal nu are ce căuta, consilierii să meargă pe drum. Aparatul primăriei ce face? Dacă aparatul primăriei din 1990 până acum n-are în primăria a său un nomenclator stradal, mai stau 100 de ani, mai stau 100 de ani eu, am zis ea asta ce trebuie să fac. Care vrea vine, care nu nu. Nu-i treabă consilierul. Inginerul a fost la instruire la Bacău, nici o comună nu are nomenclator. Nu numai la noi e dezastru. Nici o comună nu are nomenclatorul străin. Nu trebuie să mergem noi consilieri din poate poate. Dar să duce dacă vor, nu-i obligă nimeni. Nu-i obligă nimeni. Trebuie să faci comisia din ceva. Păi și zice, trebuie să faci comisia din ședință, faci niște execute. Trebuie hotărâre. De ce? Pentru nomenclator. E corect? E pornit, dar nu cum e cu coordonator, cu... Noi propunem o ședință, nu-i hotărâre. Dar ce-i asta? E comisia. Da, păi nimeni n-a cineva normal la o treabă de genul ăsta. Nici de mei, domnule, motivezul. Dacă deși și-a spus responsabilitatea și-a făcut acest proiect de lege, de ce nu e lăsăm să o rezolvi? Dar trebuie, domnule, n-am voie să trebuie. Păi lăsați-i, domnule, să o rezolvi. De ce trebuie implicat? Trebuie, domnule, și implicat. Bine. Suțu, pădurea. Dacă cineva dintre consilieri, domnule, se numește măsuri de întocmire. Cum iei dumitare, faci inițiativă, măsuri de făcut curat în comuna sau așa e măsuri de întocmire a nomenclatorului. Da. Scrie aici întocmirea nomenclatorului, am scris clar, punct separat, oamenii dumneavoastră fac nomenclatorul. Deci îți măsuri pentru. Dacă nu vă place... Ce vor face consultări cu populația? E foarte ușor. Oamenii dumneavoastră, o parte ar vrea, dar o parte nu știu cum să scape de treabă. Și eu m-am pus la treabă. Dacă vă place sau nu, fiecare comisie, din partea, o punem la vot. Cine mai vrea încă un consilier, nu contează culoarea, eu n-am pus culoarea aici. Am luat oameni ca să termin treaba.
Supuneți fiecare articol la vot, fiecare punct din articol și suplimentați câți consilieri vreți. Și dăm drumul la hotărâre. Eu doresc să fac parte din toate comisiile, dacă mă solicite. Că oricum nu o să meargă comisii în aceeași zi pe teren. Deci din toate comisiile, când merg pe teren, care comisii mă solicită, doresc să fac parte din toate. Dacă îți faci și la Comănești. Eu la Comănești. Acum că dumneavoastră folosiți un cuvânt la locul lui, că nu vor să facă treabă. Pentru că dacă e să ne uităm, treabă fac cei 6 consilieri ai dumneavoastră. Domnul președinte, hai mergeți la proiect. Deci dacă dorește cineva să facă parte din această comisie, din celălalt consilieri, vă rog frumos, propunerea mea să-i băgăm și fii ceilalți. Eu nu vreau să fac parte într-o comisie din celălalt. Dar de cum să nu dorești? Eu nu vreau să fac parte. Cine a oprit treaba asta? Am spus eu așa. Eu, hai spuneți acum care vor să participe și să opriți. Cine vrea să facă parte din comisie și să spună în care state vrea. Da, măre, eu doresc să fiu la ceva. Nu tot îi bați în poartă. Băi, ne Ioane, domnul Traicu, dar la vreau să fie comisie, câte 2 consilieri. Nominalizați în hotărâri. Deci în fiecare comisie 2 consilieri. Eu vreau să fiu cu dumneavoastră în comisia centrală la toată comuna. Dar nu mă bune, eu ce înseamnă că rămâneți sunt bucheri. Deci, domnul Traicu vrea la ciobărâși. Domnul Ungurașu cu domnul Puiu. Iubiți-vă mult. La strajă, domnul Tăslăoanu cu domnul Pădurean. Domnul Budacă, la oricare. Domnul Țuțu, doriți? Da. Unde anume? Păltiniș. Păltiniș? Da, la Păltiniș nu-i consilier. Poftim, eu sunt. Și așa la Păltiniș. Lucrează acolo. Îți toate ziua mă întâlnesc cu acolo. Ai punctul de lucru? Supuni. Atunci modificăm articolul. Doamna Abu, vă rog frumos. De ce nu vreți? Bun. Domnul Dugă, nu vreți? Cu doamna Abu. Ia-ți-vă la jumătate, dar îi faci treabă cu preotul și cu preotul. Eu cu domnul Țuțu la părte. Cu domnul Țuțu la părte. Eu unde ești tu? Nu de vreodat? Apar încă. Domnul Marian cu ce? Tu ești cu preotul. Nu e ca genul. Apasă. E cu preotul. Poate să iau cu... Doamnă secretară, vă rog să publicați articolul 1.7. Deci, comisia pentru inventariere și atribuie formată de minim 3 persoane, din care un consilier în calitate de coordonator. Și acum hotărâm cine. Pentru că eu n-am chef să stau după domnul Țuțu că n-are timp. Dacă n-are timp să fie în comisie, n-are timp, dar e consilier. Cine mie mi-aduce tabelele făcute? Eu nu stau de vorbă. Deci, în calitate de coordonator și încă un consilier. Articolul modificat articolul. Deci în care unui coordonator și încă un consilier. Domnul Bobeică, ce scuze. Domnul Bobeică. Domnul Bobeică. Numai un moment să notez articolul și după aceea. Vreau să mă întreb un lucru. Așa. Necesar. Încă un consilier. Așa, și restul, dacă fraza se păstrează, se păstrează, dacă... Dacă dorești. Domnul Bobeică. Da. Acum, fără nicio chestie, considerați că este neapărat nevoie de titulatura asta de coordonator? Da, domnule. Unde răspunde coordonatorul? În fața consiliului local. Da, față de legi, față de activitatea în sine, actul normativ respectiv. Răspund tot, domnul primar, documentele astea, consiliul local de face și le trimite aparatului dumneavoastră. Și aparatul vine cu hotărârii de consiliul local și o pune în ordine. Comisia centrală, consilier Bobeică Nelu, secretar Grigoriță Sorina și reprezentant compartimentul urban, să lasă Cristian. Aici, la articolul 2, putem să o suplimentăm și cu vicepriman. Domnul Bobeică, și eventualele greșeli?
Cine și la sumă? Consiliul local, dar cine sunt? Cine și-a sumat? Dar ce fel de greșeli? O gramureală, pe stradă, din numeri, din denumiri. Deci sunt niște măsuri, doamne. Le-am prezentat Consiliul Local. Nu le place, la foc cu el, ia primarul aparatul pe drum și-și face nomenclatorul. E clar? Și când vine hotărârea de Consiliul Local, luăm și noi pe astea și zicem, domnul primar, ai făcut treaba ca la lege? Și ne aprobăm. Dacă nu-i bun. Acum e clar, e concret. Și ce? Rămâne neaprobat. Păi, dar cum o stat 30 de ani, nu mai poți să în clipa în care o să termine nomenclatorul ăsta și o să fie supus prea aprobare Consiliul Local, părerea mea este că, într-un faptul că o să fie stufos, foarte stufos, ca să nu fie discuții cu o lună înainte sau două săptămâni înainte, fiecare dintre consilieri sau din comisie ar trebui să le avem deja pusi ca studenți să discutăm, că n-ai să ai cântă în ședință. Da, dar nu ai cântă în ședință de comisie. După aceea să stai să discutești acum. Așa, poți, da. Mai băgați un articol, doamnă, articolul 5, sau modificați articolul 5, spuneți articolul 6, sau care e. Punem termen de realizare. Punem pe termen? Da, asta ar fi bine, nu? Și la anul de spriau. Deci vă rog să înțelegeți un lucru, domnul Lasca. Nu o să fie numai făcut, vă garantez că dacă mă duc la Comisia Centrală, când veniți cu hotărârea din Consiliu, eu stau pe lege. Nu treceți cu ea. Domnul meu, să țineți minte ce vreau. Haideți să lăsăm amenințările, acum vorbim despre proiectul de... Nu trebuie să fie făcut. Eu mi-am asumat toată domnul, răspunderea. Domnul Bobeică. Să scoatem asta. Domnul Bobeică. Trebuie un termen. Așa nu îi trebuie dau un termen, trebuie făcut. Ba trebuie și un termen stabilit, dacă e, dacă sigur, să fie... Dar așa când? Peste 5 ani? Lucrare. Bun, stabilim un... Dar fără... Haide să lăsăm amenințările... Da, păi să o trebuie peste. Hai, cum mai e? Nu da. Să amenințări... Care este termenul pe care îl doriți? Cât preconizezi? Spuneți că sunteți coordonatori de proiect. Păi când vrea dânsul, că o fără dumneavoastră, domnul meu, dumneavoastră propuneți... Domnul Poveică. Sfârșitul anul. Cât timp vă trebuie ca să te... Domnul Bobeică, vă rog frumos să renunțați la întrebările către domnul Laurentiu. Sunteți inițiatorul proiectului, propuneți un termen. Așa. Ați terminat și din celelalte... Ați ajuns la ultima propunere care am făcut-o, ați terminat cu comisiile de scris? Am, da. Le trebuie complet. Dacă erați atent, da. Da? Da, sunt care aici. Vreau să felicitați. Sunt trecute aici. Toți cei care au vrut, da? Sunt trecuți. Păi ce felicitați dacă s-au discutat deja? Dacă să știi cum ai discutat. Pe fiecare zi, nu dumneavoastră discutați aiurea acolo și fiecare își spunea în comisie care îi spune. Dacă începe să vă certați, nu e regulă. Citiți și oameni. Dați-i citirii, doamne. A. La Ciobănuș s-a spunea dacă... Nu, doamnă, luați A1. A, comisia de la prima său. Din satul a său. Cotoroacă Paul. În ordinea în care au fiecare să fie, au intrat. Poftim au. Cotoroacă Paul. Satul a său, singur Cotoroacă Paul. Satul a său, da. Alt sat, care? Păi și la său cine mai sunt? Care e la său? Care mai sunt fie să La satul lung, nu te-am întrebat ce n-ai zis. Când? Nici pe domnul Paicu nu l-a întrebat. Haide să nu mai vorbim o discuție încheiată de așa. O ședință de lucru. Și am întrebat aici și v-am spus că sunteți de acord. Deci la Luncă, domnul Ungurașu cu domnul Puiu. La Ciobănuș, domnul Luca cu domnul Traică. Domnul Bobeică, ascultați-vă. Eu studiez pe articol față de dumneavoastră. Eu spun ok, că dumneavoastră... Statul Straja, domnul Tăslăuanu... Pădurean. Cu Pădurean. Apa Său.
domnul Nicodim Costel cu domnul viceprimar. Pe Pistită trebuie să pomenești pe viceprimar. Păltiniș, domnul Ciobănașu cu domnul Țuțu Dorean. Și cu domnul Fici. Vă zic că la fiecare comisie vrea să participe. Nu știu dacă poate să participe. Și pe cealaltă stradă unde Bobei Cânelu? Păi da, Bobei Cânelu e pe comuna Asău. Mă, da, trebuie să faci tot. Care e comuna Asău? Că ai completat toate satele. Nu au fost doleanțe, așa că nu... Nu, tu nici n-ai de citești din hotărâre sau faci... Domnule, ai să-ți luat său... Citește, doamne, punctul G din hotărâre, nu, nu inventa aici ce vrei, Dumitran. Comisia Centrală. Ei, Comisia Centrală pentru Inventarierea și Atribuirea de Domnului Sfezeu în Comuna Asău. Pe la Asău e domnul Dan și Comuna Asău e domnul meu. Acolo. Mai trebuie cineva? La Central. Puneți-l acum pe domn viceprimar. Da, Comisia Centrală. Dar pun pe domn primar. Puneți pe domn primar. Sigur. Da, da, da. Dar eu nu-s consilier. Dar nu-s consilier. Păi n-au scris. Nu, domnule. Pune atunci numai pe domnul consilier. Și domnul primar. La Comisia Centrală. La punctul G. Poate vă simțiți. Oricum e distrat. Când vrei, că nu vrei. Puneți termen 15 septembrie. Din ce perea școlii. Domnul Bobeca, am atins sub punctul G. Băgați termenul. Și dați credință. Deci, nu bun. Vă rog să stabiliți un termen dumneavoastră că sunteți inițiatorul proiectului. Dacă sunteți aștept, sunteți. Dacă nu, 15 septembrie. Poate și ori să vă mai spun. 15 septembrie? Da. Încep școlii. Trebuie să modific. Două secunde, că acum am eu o nelămurire. Nu înțeleg de ce trebuie să modific punctul G, pentru că aici e Comisia Centrală și peste tot au fost stabiliți numai coordonatorii. Deci mi-a spus așa, modificăm articolul 1 și mai trecem încă un consilier. După aceea. La fiecare comisie pe stradă, pe stradă avem un lăsați-mă să da, da. Avem un coordonator. Da, asta am spus. De ce nu modific articolul 2, unde am 3 oameni și nu este și îl mai pun și pe domnul Viciu și fiind 4 nu este bine și acolo pe și domnul primar și sunt 5. De ce trebuie să modific litera G care poate să rămână așa? Sau toate literele astea până la G? Păi doamna, atunci înseamnă așa, tot ce aduc ăștia din teritoriu, centralizeți-o. O singură, o singură, nu vă trecuseți așa, nu așa erați trecut? Pentru comuna Asău, pentru toți. Articolul 2, nu, la articolul 2. Nu, în articolul 1 ați ajuns la punctul G acum, da? Păi da, și nu toate comisiile au câte un coordonator? Da. Bun. Și are un coordonator. S-a pus coordonator. Pe dumnealui s-a pus pe toți. Și acum, dacă ați scris în articol că mai punem unul, mai puneți unul și unul. Da. Nu, nu dar era. Nu eliminați doamna, Comisia Centrală. Doamna, eliminați punctul G atunci. Asta era problema. Ce nu mai centralizeți? Domnul Bobeică, domnul Bobeică, stați un piculeț. Asta era problema, că asta am zis-o și eu. Aveți pe fiecare sat, numai dumneavoastră sunteți Comisia Centrală pentru Inventarierea și Atribuirea de Domnii Străzilor în comuna Asău. Deci dumneavoastră centralizați absolut tot ceea ce vă aduc ceilalți. Din păcate, domnule. Păi nu, domnul meu, că apropo că nu vreau să facem treabă. Uite, ceilalți fac treabă și dumneavoastră centralizați. Tot așa. Dar nu e doar dacă e comuna. Eliminați-a doamna secretară. Propune. Eliminați articolul G de acolo, doamnă, și să rămână articolul 2. Articolul 2 unde aveți comisia. Așa. De repitoți apare. Nici dumneavoastră nu faci. Nici dumneavoastră nu faci. Vezi? Parcă ar urma să asfaltăm cu bună până la Revoța. Spuneți nu-i suficient în 15 septembrie? Puneți mai mult. Am timp, e scurt. 15 august. Treizeci și unu octombrie, să avem timp până noiembrie. La sfârșitul, la noiembrie. Adică de la 1 noiembrie, omul ăla poate să facă tot ce înseamnă să treacă și nume dintr-o luni de zile. Poate la 1 noiembrie să fie gata toată, să ai o marjă, încurcă treaba să... Puneți 15 octombrie. 15 octombrie. Și comisia asta mare, Bobică, tu... Deci articolul 5 se transmite la articolul 6. Nu tolerăm amânări, domnul președinte. Adică mută un articol mai jos. 5 octombrie, 5 octombrie. Da? Dacă se amână, nu. Tragem la răspundere Comisia Centrală. Vorbește domnul Marian. Nu. Sunt pus eu cu doamna. Rezervă, că trebuie și rezervă. Ia că ar urma calculul într-o baltă. Eu sunt președinte ședinței, n-am voie. Tu ești ocupat? Bun, cine este pentru, vă rog frumos, acest proiect de hotărâre? Cu amendamentele readuse. Da.
Domnul Veică, vă abțineți să văd nu. Nu, așa. Nu. A, nu, stăteați așa. Dormeam, deci, dormeam. Împotrivă? Eu mă abțin. Tu? Doamna, altul se abține. Da, vă recomentare. Bine, motivația? Nu e cazul. Și la mine ajunge faptul postal și fără scală. Nu tot aveam posibilitățile dumneavoastră. Deci dacă corect, e de nevoie de se duce sigur la canal la poartă. Vreau să vă dau un exemplu. Probleme, vă rog frumos, după ce încheiem... Am venit cu GPS-ul și nu am găsit adresa GPS-ului. Probleme diverse. Ai murit de mult, eu dacă mă duc până la dumneavoastră... La vă rog frumos, probleme diverse, vă înscrieți la cuvânt, discutați un minut. Strada Rupiu îi pune... Domnul Ciobănașul primul. Domnul Nicodim, domnul Nicodim al doilea, domnul Dogariu al treilea, domnul Puiu al patrulea. Și eu al cincilea. Punctul G. Vă rog, domnul Ciobănaș. În legătură cu recolmatoarea la pod la barcă, tot am avut întrebări de la vecini de acolo, când s-a bucat de lucrări, când s-a promis că s-a alocat bani. Mâine nu, vine, a schimbat proiectantul, trebuie să mă abatru și eu la Iași cu devizul. Vine inginerul să facă devizul general. Vă mulțumesc. Domnul Nicodim. Întâlnindu-mă cu stați cetățenii zona... Nu se reportează minute de bani. Răspunsul la fel în două minute, vă rog frumos. Domnul Nicodim. Aveți și dumneavoastră la timpii de vorbire. Aveți și dumneavoastră. Vă rog. Câțiva cetățeni vor în zona ultimului leu, acolo să facem o stație de... Da. Că e chiar în ploaie. Eu zic și mie, Nea Nicodim, și ați acolo zici pisteaua. Mai mulți oameni. Da. Nu contează numele cine. Și doi, ce mai știm de... Bine, în punctele unde trebuie. Ce mai știm de documentația care o așteptăm de la Bacu Vitorii de Păduri? Da, o venit că să scoatem noi la arhivele statului, că ei nu s-au obligat să pună decât amenajamentul lor. Dar, în schimb, am găsit altă soluție. Există documentația lui Paltin Scorza și acolo să ne uităm dacă uaurile strecute. Și o luăm de la UP5. Ca să o primă un hotel de atunci. Păi nu, dar ca să luăm parcele în continuare. Am înțeles că încape toată lumea acolo, la Universitatea Litiei. Da, trebuie să scriem UP cu tare, UA, și până, da. Să le trimitem la comisie, la județ. V-ați rămâneți, domnul Nicodim? Da. Domnul Dogariu, vă rog, tot era vorba despre retrocedarea pădurilor. Dacă putem să aflăm la ședința următoare sau când se poate, comisia aia, dacă s-a mai făcut ceva să schimbi. Și aș vrea să știu, comisia de retrocedare, când a retrocedat în punctul Bartea Agăștin 300 de hectare, cui s-a retrocedat exact? Cărei persoane? Adică ori moștenitor cu toată suprafața, ori așa. Asta e un punct. După aia, vreau să oamenii pun problema Agăștin. S-a retrocedat în 2019, 300-400 de hectare. Și oamenii tot întreabă, cum se face că atunci nu s-a putut la nimeni numai persoana respectivă? Că o cumpărat, cât de unde a ajuns. Bun. Poate primele răspuns la ședința următoare. Și tabelul cu cine o moștenit, cine cu i s-o dat. Exact. În al doilea rând avem 7 luni, care ne-a putut de 8-a lună din anul ăsta. Adică cine și-a vândut dreptul de proprietate. Și-a vândut cu un tabel, care și-a vândut cine o beneficiat. Ha. Și în al doilea rând avem din tremurul la 8-a acuș. Nu putem mișca nicio piatră în comună. Avem gabioane, să rupi, să închide drumul, facem cărare din nou. Iluminatul public s-a alocat bani, nu se mișcă nimic cu iluminatul public, cu terenul de fotbal iese din garanția, am înțeles, la final de octombrie sau pe 15 octombrie. Nu s-a luat niciun fel din măsuri și am citit iarăși contractul. Ați citit cine noi trebuie să-l întreținem? Nu. Dacă dumneavoastră citiți sau cine e responsabil, da. Așa îmi pierd timpul. Acolo scrie, nu se acceptă niciun fel de altă planetate, niciun fel de alte pensi și înclinații. Aia urmează să-i chemăm, da? Nu trebuie să o lăsa pe noi. Nu mai vorbim de un primar de 2 ani de problema asta. Am chemat de atâtea ori, sunt documente. Păi, dar ei nu vin, noi ce facem? Au venit și cum au venit, așa au plecat. Garanția există că nu. Recepție făcută? Nu. S-a făcut recepție și o scrie în regulă tot. Recepția, da, cu suficient. S-a venit că nu au crescut nici arbi, cu o crăpat, că nu, mă rog. Stai să nu mai vorbim așa. Hai să vedem ce recepție s-a făcut. Că au fost doi de la
APDRP, cum îi zicea aia, nu APDRP, da, de la Iași. Date. Păi stai o leacă, aia s-a lăsat, că a plouat, că a trebuit și noi am chemat, avem adrese. Acum când o pregătim din recepții, ei trebuie să vină. Bun, adică îl faci. Păi, dă, ok, bun. Și ce se întâmplă cu restul banilor? S-a alocat, cum se întâmplă că putem să stăm, avem alea tot pomenință 20 de miliarde, cât au fost excedentul total, facem, și nu putem lucra nimic, suntem la nota, nu demarăm niciun lucrare. Facem locul jocul la bate, ale 2 miliarde și 600. Păi nu, da, eu am citit, n-am citit. Terenul de sport de la său, 3 miliarde 200. Nu trebuie spirit de glumă. Păi da, hai să luăm bugetul și nu uităm pierdul. Da, păi dumneavoastră, vreau să întreb, dacă tot discutăm asta, niște studii care s-au făcut, alea trebuie plătite? Păi trebuie plătite. În ce bază le plătim noi studiile alea, că proiectul ăla nu a trecut și nici nu e în discuție, măcar. În baza referatului pe care l-a făcut domnul. Domnule, dar de ce mi-a spus omului ăla că noi avem alocat 1,5 miliarde? De ce i-ați dat și ne-a făcut proiect de 3 miliarde pe care nu-l putem duce la... Dar cine i-a zis, bre, de 3 miliarde? Păi și cum să facem? Mi-a spus 6 bănci, domnul Vici, și eu vin cu 32 bănci. N-am fost, bre, împreună, i-am zis eu să o facă mare, să o facă mică. Cum să o facă mare, când sunt scuze, n-ai fost, problema asta s-a ridicat, s-a retras proiectul de hotărâre. S-a retras proiectul de hotărâre. S-a discutat la început. Bun, ședința. Ăla nu atunci, gata, altul. Cu iluminatul public ce se întâmplă? S-a făcut comandă de 30 de lei. Dar să vedem la 8-a, domn primar. Păi a 8-a, s-a făcut la Ritorn. Și avem un an și ceva de când am preluat cu toți mandatul și nu se miște nimic în condițiile în care totuși aveți bani. În condițiile în care venim la ședință și nici iertăm, nu se punem la cale, domnule. În afară de ora asta care nici iertăm, domn primar, vă opri cineva mai întâi. Nu iertăm, dar am zis de atâtea ori. Domnule, ce trebuie ceva? S-a cerut ceva a Consiliului Local și nu a aprobat pentru dezvoltarea comunii și pentru bunăstarea oamenilor? Dar cine? Ceva, un punct. Dar cine a zis asta? Păi nu, este ceva care aveți nevoie de la Consiliul Local și nu am vrut noi? Păi și atunci de ce nu merge treaba? Unde nu merge lumina? De ce? Nu vreau să trecem biletul, să nu avem nevoie de aceea. Din lămpi, mai avem nevoie de lămpi în multe zone și le-am spus, băi, luăm lămpi pe centru. Ați început un WC-ul la târg, domnul Vici, l-ați terminat? Nu l-am terminat. De ce nu? Nu am personal. Are un an de zi. L-am pus pe băiatul. Dar nu stă nimeni degeaba, domnule, scos apă din fântână, scos apă din părăie. O stat cineva, chiar nu vedeți? Important. Chiar nu vedeți că stăte ziua pe drum la muncă și îi păzăm? Da, da, vedem că nu s-a apucat nimeni de gabioanele alea care le-am alocat bani. Apoi i-a dat toată proiectul, studiul sau proiectul, păi păi dar ce să-ți fac, domnule, dacă Adineaur a adus proiectarea? Cine a fost vinovat că apele române o intabula parte din amplasament la ei și ne-am foi tot anul ne-am întrebat dacă ăsta e răspunsul, e în regulă. Ăsta e răspunsul. Să vedeți dumneavoastră că mai trec între luni și nu o să le putem face. Nu e așa, o să oamenii de la Păltiniș așteaptă asfaltul ăla. Păi așteaptă, s-a terminat licitația pe 30, nu-i vinovat nimeni că cei doi membri care din Autoritatea Națională de Achiziții Publice au contestat-o, da. Da? Și o să mai lungească. Cine e vinovat? Cine nu vrea? De ce nu putem să facem niște anumite lucrări de regim propriu? Să facem și noi o firmă conexă primăriei cu care să lucrăm. Să dai planilitate acolo pentru un centru de joacă, să faci ceva la stadion. Ce fac? Nu știu, două, trei... Păi dar noi n-am spus asta. Că dacă nu are oameni de joacă, să le facem noi, domnule. Inițiați un proiect de hotărâre. Păi, la urmă, domnule, asta cu firma Răzvan, nu trebuie să inițiem un proiect de hotărâre, ca să iei măsuri să facem o firmă în cadrul în care să angajăm și noi cum alte primării, n-are rost să dăm exemplu acum, care au basculant, au... Păi iau, hai să luăm o basculantă. Facem o rectificare de buget din uite, sunt de acord. Domnule, și mai luați în calcul, acum că l-ați văzut și dumneavoastră ca și mine. Da. Bugetul Consiliului ăsta, să vedem dacă e de acord, să facem ceva cu asfaltul ăsta, că cu siguranță nu mai avem ce petece la el. Ăsta vechi, care se duce până la școală. Că practic e singurul drum comunal, mai avem un pic la Ciobănuș. Păi dar haideți să luăm să discutăm pe buget, domnule, cum ați împărțit banii. Păi nu, dar ce e nici o rectificare pe care vreau să fac? Fără ranchiun, hai să discutăm, luăm din aici, punem încolo, ieri de ce la comisie nu ați zis, vrei, adă bugetul, hai să... Da, am zis mereu, dar dumneavoastră știți nevoile care le aveți. Și domnule, dacă ne spuneți, domnule, vreau să fac un drum. Ca aerul trebuie o basculantă. Trebuie cu o lamă de zădezăpezire. Păi, faceți asta. Păi, dar nu sunteți de acord să mutăm banii de colo. Nu, nu fiți de acord, ați cerut bine. Pe anumite segmente... Păi, să avem o extraordinară, când e, doamne? 31, o să fie extraordinar. Sâmbătă. Uite, pregătesc aia. Da, dar trebuie să stăm de vorbă, de unii luăm, nu ca să spuneți după aia. Păi nu, luăm luăm aici, iar vrei ca să... Pe anumite teme, eu zic că Consiliul ăsta... Dom'le, ne trebuie mașină, ne trebuie lam la ea, ne trebuie sărăriță, 14 km de drum.
10 și cu 3,10. Păi tocmai de asta, de ce nu demarați lucrările și să faceți rectificarea necesară ca să le cumpărați? Păi uite, le punem de acolo până iarnă și nu o să avem. Ieri trebuia să ne spuneți, veneam cu bugetul și vedeam noi putem să ne spunem, domnul primar, dumneavoastră știți cine voi aveți în primărie. Că noi am zis ce am zis, dar dumneavoastră, domnule, stai, problemele mele sunt de genul ăsta. Da, domnule, trebuia să ne cu o propunere pentru că în clipa în care s-a discutat și de bugetul, toată lumea a zis, ai făcut stradă și nimic. Nu știi decât asfalt, decât asfalt, decât asfalt. Și acum ajungem la asfalt. Păi da, mă, păi, da. Toată lumea s-a legat de el, că avem asfalt, 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 asfalt. Și toată asfalt, mai facem altceva. Uite că acum ai venit exact tu că trebuie bucată de asfalt. Domnule, veniți luăm propunerea de buget. Îi remodelăm și facem ceva de luăm propunerea de buget care a fost, luăm bugetul care l-ați aprobat și punem unul lângă altul și vedem cum ne încadrăm. Păi da, dar lumea să ne știm ceva. Vedem de unde putem lua. Asta zice că suntem... Eu zic că am fixat propunerea pe asfalt. Nu, hai să ne înțelegi, Moleacu. Înțe asta ne fi PRDL și zic că doamne să stăm. PRDL-ul n-are treabă cu corpul ăsta. Atunci dumneavoastră puneți problema așa. Băi, oameni buni, dacă voi nu vreți drumul, eu vă cer bani. Dacă voi nu vreți drumul, o să vadă toată lumea că Consiliul Local s-a opus. Și atunci o să rămână... Păi, dar nu trebuie să stăm de vorbă, de unii luăm și unii punem, domne. Păi deja avem un deviz general făcut de vreo 2 ani, poate nu-i de actualitate. Cât ne-ar costa un strat de 4 sau de 5 cm? Pentru el, de la kilometru 2, de la scaune, de la ultimul lev, mai încolo o leacă. Până în restul mai și toți. De exemplu, gabioanele pentru eventual reasfaltare, gabioanele de la, în curbă, de la Beria, de acolo, la Gheorgheava, cum ne zicem noi de acum. Alea, de ce nu s-a făcut de ele? Că doar, păi de ce? Cine mai contestă așa? A fost proiectarea, ne-a dus un proiectar cu vorba, doar domnul Emil știe, dar poate nu reține. Dar vine, domnul Vici, dar spuneți-i nouă, spuneți-i omului ăla când îl chemați. Păi nu, că vine iarna. Am chemat altul, domnule. Că uitați-vă dumneavoastră ce proiectanți găsiți, că i-ați spus că vreți 6 bănci la centru de joacă și au venit cu 32. Absolut. Asta e un exemplu, da? Asta se întâmplă peste tot și ăștia ne umple rafturile de studii de fezabilitate pe care le plătim și nu sunt reale și nu sunt... Nu vreau că îl modi și noi rămâne cu bani în buget. Și noi rămâne cu bani în buget. Domnul Dogariu, vă rog, nu i-am văzut cu Maria, nu i-am văzut. Aveți semnul din 7 minute de când. Dar răspunde așa. Avem și un an și jumate. Acum de când nu putem face nimic. Nu, s-a discutat, discutăm, v-am spus și nu mai repet încă o dată. În clipa în care s-a făcut ce ai făcut în comun, asfalt, adică acum este nevoie de asfalt. E vorba banii de... au fost lăsați să se împartă. Cum ați hotărât pe drumul proiectul ăla? Păi n-am așa hotărât, nici așa nu vorbim. Atunci, acum putem să discutăm în ședința următoare. Din câte mi-am luat, din câte a fost votat de toată lumea. Eu n-am fost la ținut. Nu, asta e relevant. Nu m-a zumeat. Păi, domnule, e treaba că și alea care s-au prins în buget, ce s-au realizat? Hai să facem altele. Bun. Dar hai să facem ceva. Pentru că, într-adevăr, cum spuneți, asfaltul ai nevoie de educație, de sănătate, de servici, de locuri. Uite, mașina pentru sărăriță și aia și să avem noi o bani până ne punem tractor, o oră jumătate până la partea, nici nu-i prins în lista de investiții. Și mai are nevoie și dintre 4 muncitori care e fiind. Modificăm lista aia de spate modificat. Dacă n-ai cu 5-30, venim cu el. Domnul Dogari, eu ați terminat. Dacă între timp, vină și mă, dacă treci pe ei și domnul el, după o jumătate de oră și ne uităm în el, domnul Buiu Eugen, vă rog frumos, și după aia domnul Bovei. Da, în ședința Consiliului Local din luna mai, dacă mi-amintesc bine, am aprobat Daliu și studiul de fezabilitate de la Brău Bânțu. Ce Brău Bânțu? Noi dăm drumul la lucrări. Păi noi dăm drumul, îi punem la gal și la anul. Brău Bânțu. Da. An, da. Da, stai. Păi nici nu s-a deschis sesiunea, acum se depun. Deci am avut proiectul. Da, am făcut proiect ca să putem să prindem. Haideți să vă spunem de ce. Avem o problemă la Ministerul Administrației și facem de o lună de zile, facem conversație cu o doamnă de la Minister, o doamnă consilieră juridică care s-a schimbat, Daniela Rudulescu, doamna Daniela Schiaua, care nu vrea să ne accepte proiectul de hotărâre. Consideră că hotărârea de Consiliul Local nu este act de proprietate și ne trimite în instanță, ne constatăm proprietatea asupra părului Bânzu. Și nici nu vrea să stea la discuții cu noi. Am discutat eu în paralel pe speaker cu domnul Cristi Lascăr și nici nu ne consideră totalmente inculți și de la său, care nu știm legea. Drept pentru care noi am făcut adrese la OCPI, la NCPI și ne-au primit răspuns ce înseamnă înscrierea provizorie și ce înseamnă alte proprietate și interpretarea ale codului civil, că pe noi n-au pus să ne asculte. Iar astăzi am făcut ultima adresă, ultimul mail, corespondență cu dumneavoastră ei, ca să vedem dacă îi convine ceea ce am făcut până acum.
Și cred că avem două luni de când ne certăm cu această doamnă Daniela Rădulescu Steaua. Așa se lucrează în România. Proiectul e făcut. Penedereu așteptăm. Din sursii extra, să zice că am prins canalizarea, una din școli, nu se știe care, și unul din poduri, Bartea sau Agăștin, cam atât. La asfaltare de este, nu se mai vede județul Bacău de loc, că s-au dat și sunt alte județe care sunt loc. Și cam astea trei ar fi, vedem care din școli. Că asta din Jănic de Mazălu să arate frumos cu totul, că la pare. Și podul, preferabil la cel de la Agăștin, cât multe gospodării. La Bartea, la Stânturii, mai îngusturi, aia cât mai puține gospodării. Domnul Puiu, mai aveți? Domnul Bobeică, vă rog. Ridic în fața Consiliului următoarea problemă. Vă plângeți de lipsă de personal, domn primar. V-am ridicat problema asta de mai multe ori. Eu nu m-am plâns. Eu m-am plâns. De muncitori. Mă rog, nu mă mai interesează cine s-o plâns. Da. Întrebarea mea este așa. Aveți serviciu... Eu odată am venit cu propuneri să modificăm denumirea compartimentului, să le aducem niște denumiri la zi, care sunt uzuale astăzi. Aveți serviciu de utilități publice. De ce nu doriți să angajați șef de serviciu ca să degrevați acțiunea asta de muncitor necalificat în comuna viceprimarului? Dacă aveți serviciu de utilități publice cu șef serviciu, de ce nu angajați om pe post? 2. La poliția locală. Aveți posturi vacante, de ce nu angajați oameni în poliția locală care să asigure și paza la obiectivi? Sunt 4. Avem 7. Mai trebuie 3 ca să... De ce nu angajați? Mai trebuie 2 ca să fie 6600. Dar ce obiective așa importante sunt în... Dar nu păi doamnă, dar eu vă mai întreb o dată. Legea asta a poliției locale, cineva a citit-o, să știe cu ce se ocupă poliția locală și nu numai cu statul drum ca să păzească camera de luat vedere. Că dacă vă cer un raport cu expertiză pe camerele de luat vedere care să demonstreze ce se întâmplă în comuna asta, tare curios să văd cum le puneți la dispoziție. Aveți o arhivă în care să depozitați pentru o perioadă, mă rog, pe care ați contractat documentele. 30 de zile. Nu. Nu are. Nu are. Nu are. Știi când a fost o în 3 zile se știe da, ce tot. Da, e pe TVR? Nu are, ce nu are nicio... Păi și atunci de ce vorbim în propoziția asta? 3. Am modificat sau am contribuit la regulamentul de pășunat în comuna asta. Se pune în aplicare regulamentul ăsta că eu m-am săturat de mers pe strada asta de la biserică la deal. Când am ajuns mai departe de vaci, tur continuu, și zi, și noapte, domn, și pe drum acum. Cred că din cauza Asociației Crescătorilor de Animale, nu mai încap vitele pe pășune, de dorm pe drum. Ia vin alea când s-au răzut. Nu sunt la ursul, domnule. Am zis, da, la poliția locală, nu știu de câte ori. Dar eu cred că am văzut să-l văd. Nu, prieteni, nu știu de câte ori. Le-am zis, am venit de la bancă acolo, băi, duceți-vă, băi, duceți-vă, băi, dacă eu m-am dus. Nu, urmează că mine, făceți, fac și eu, că te-ai scris. Dar dacă ne-ați dat eu, zic, mă, și ce, ne-ați bănuați, le băgați-le în țară, acolo. Faceți ceva cu ele. Ce să le fac? Stați că vine, stați că vine. Un proiect de hotărâre care l-am găsit în transparență decizională legată de modificarea taxei de drum. Când îl aduceți în Consiliu pentru aprobare? Este dezbatere pe 8, mă așteptăm la dezbatere. 8? 8 august, nu? Așa scrie în transparență. 8 august la 10 jumate? Da. Așa mi-aduc aminte. Deci, să înțeleg că în sesiunea ordinară din luna august o să fie proiectul, da? Și cu o întrebare, vă rog să-mi spuneți care este stadiul juridic al târgului din Asăl. Este la prefectură, nu știu dacă așa este, mi-am oricum la prefectură și acolo a rămas, acum
când am întrebat ultima oară la juridic, spunea că trebuie să se numească o comisie. Așa mi-a răspuns domnul Chiriac, șeful de la juridic. Am vorbit cu domnul Chiriac, să nu se trimite numărul adresă, să nu să-l socul pe domnul. Doamna secretar. Da. A fost în instanță chestia asta. Am fost la Moine, am stat un an jumate și apoi că nu e de competența lor. Decizia definitivă a dat oară nu este de competența instanței judecătorești, ci este de competența instituției prefectului. Așa scrie pe decizie. Am fost la contencios. Mi-au ținut și acolo un an jumate. Și acum prefectul ce spune? Păi e acolo, e depus. Păi sună. Haideți să răspundă domnul procurorilor, domnului Bobechiu. Stai jos. Cum e cu animalele, e jale? Cât e muște, atâtea animale. Ce acțiune? Domnul Bobechiu, aveți răspunsul? Nu mi-e răspund. De ce? Dar și eu sunt curios. Da, zic la toată lumea. Prima abatere de două luni de zile, mai prima abatere de două luni de zile. De când zice, băi, animale sunt în ar. Am zis la teorie, inclusiv, am venit să mă dă numai inițial cu chestia. De mari. Am venit și am zis, bă, faceți ceva, faceți ceva. Acum facem. Procedura este foarte greoaie, fiindcă noi luăm plătanele, mergem la domn doctor, domn doctor, trebuie să facem o adresă, el trebuie să-mi dea un răspuns la adresa aia. Și face, care și dai pistin. Sunt animale care, și domn doctor mi spune, care nu au, chiar dacă sunt plătanele, nu sunt de la noi. S-au fost vândute, s-au fost... Păi Cristo, dar niciuna din toate știi că a fost până la cine a luat un caș, nu? Ce cai? La noi ca să... Dar niciuna nu găsim, mă. Șase cai. Cristi, auzi, atât ați trebuit, 3-4, să rezolvi 3-4 cazuri și lumea o să înțeleagă. Și v-am zis... Mi-am spus așa, că ai pus adresa. Ți-am spus săptămâna trecută. Nu se mai stă 4 ieși, schimbă unul. Da, am făcut de doar. Trebuie să... Ți-am spus săptămâna trecută să faci și timpul 2. Nu 4 ieși, ni descurcăm concursia. Pe mine mă interesează asociația. Asociația ați amendat-o până acum. Caița proprietarilor nu sunt asociații. Vitirii cu cerceluși sunt asociații. În baza cărui legi. Dar dacă le-ai luat plătarul și are doctorul a cui? Păi mi-a dat. Și ce a avut doctorul în măsură? Mi-a dat. Dar niciunul nu-i a doua oară? Nu, că nu este să acelea face. Dar ăla nu face parte din asociații, omul ăla. Dar chiar dacă nu-i din asociație, dar cum să nu facă, domnule, că ai de avertisment. Dar chiar niciodată n-ai mai găsit nici doi ieri din tăți aici. Să vă dau de pe telefon. Am uitat să fim la ora 2 căruțieri la bani, bacinii erau la de la biserică. Cristi, ai zis că în baza cărei legi, dar n-am votat aici și am spus... O asociație am zis. Nu conem. Mai vezi asociație. Păi, dar tot în bază, ce le știi? Păi, animalul ăla aparține, faci parte în asociație. Unii dintre ele, nu toate, clar. Cum să scriu un proces verbal? Că l-am amendat pe domnul... Dar nu l-ai amendat nici pe asta care e parte, cum spui eu. Asociația. Amendează proprietarul. Domnul doctor mi-a zis... Era așa o discalare, dar n-are. Că va îngrădi pe izlazul care era din trenurile noastre. Era cu ipaznic pe izlazul. Are paznic. Luați, domnule, hotărârea de Consiliu Regulamentul, nu vă luați după doctor. Luați regulamentul aprobat de Consiliul Local ăsta și puneți conform articolului. Și conform articolului. Nu mai stați după doctor, că doctorul, el are mai puțini oameni în asociații. Și cu capul de vită forajat. Nu toate, vacile sunt asociații, toți proprietarii sunt asociații. Nu sunt toate, de-aia vă spun. Ești tot care i-am, niciunul nu e. Și până la urmă și la coadă, nu mai treabă. Pe el ai treabă cu om. Băi, nu știu, se dispare astea de pe drum, băi, omule. Ți-am explicat să te poate. Unii și schimbul doi, domnule. Domn primar, mașinul este... Măcar pe trupul de pășuni mari, care-i socerul, de exemplu. Sau Bartea, o zis că poate să pune un făcat. De ce nu l-a pus pe ăla măcar? Nu se poate, am stabilit când sunt două vaci, vor și vor. De ce nu se va nicio măsură? Că dacă luau o măsură, au amendat 2-3 oameni, ei la rândul lor vin, iau și se duce vorba. Și dacă nu se lua nicio măsură, din asta nu se duce. Se duce vorba, așa. Măsura pe asta să o ia asociația, nu voi. Lasă-vă asociația și eu. Cum animale stau pe drumul doar ca cu pe doctor de la asociație? Ce treabă are el? În față de două ori, că iau și bag acolo o gradă. Asociația răspunde din pășurile. Dacă nu știu cum, în seara asta, în seara asta, asociația răspunde din pășurile. La mâine seara nu ți-o dau cu amenea cu seara. Omul stă pe pășurile.
Pipășunii sunt stânci, care sunt aproape, oamenii spun, păi nu, ultimul oameni care vine. Cristi, tu ai treabă cu strada. Exact. Dar fii în stradă și știi ce spune? Vinii de la deal acasă, nu amată. Oamenii spun că sunt multe stâni aproape de izlaz. Șurifugă rești câini. O fie și așa. Da, șansă. Se poate să fie ce poți să fie. Atunci trebuie de-aia vin vacile rezolvarea tot aici. Atunci trebuie făcut o anchetă, trebuie făcut o cercetare. Dacă ar fi pășune în bună zi, neapăra că nu pleacă din nebună să pască prin... Nu, sau stai să trebuie învățate. Dânsul are perfectă dreptate. Sunt la 30 de metri de firoare. Da. Spuneți voi stai igual. Nu, dar sunt situații utilizate în care umbli patru vaci sâmbătă pe drum. Bine, aici așa, da? Brutal, s-au învățat toate să stea pe drum, stă pe unii, mănâncă bine cu este mâncare și pleacă pe drum. Omul nu bagă în concrete, că n-are ce să facă. Nu mai de asta vă ocupați, altceva nu mă puneți. Domnule șef de birou poliție, care vă promit la modul solemn, am pozele aici, mă duc, am să fac cumva cu vitea și am să-i păzesc crotarul și am să vă sun. Asta facem și noi. Să veniți. Nu, dar să veniți să rezolvați problema, nu să veniți la mine. Dacă i-ați dat o mare și pe lista care o am eu, am 40 de ani. Luați regulamentul, citiți, vita care este, luați poziția de acolo, asociația de unde provine, ce cu el. O găsesc și mâine. Dacă vreți, dacă... Alte probleme, vă rog. Timpul 2. Hai că au început să facă bisericuță. Mai o singură problemă. Aici, în stația de autobuz, ei rupt așa o bucată din... Nu din beton, din elemnul ăla care poate din scândurile acasă. Dacă intră cineva pe mașină acolo, nu e luată acolo. Doamne ferește, coboară cineva din microbuzul și șupe piciorul acolo, șupe gât. Deci este gaură, două podere din aia de lemn să duc. Este o balustradă lipsă de la deal de podez la bine. Hai, vorbim 7 minute, la revedere. Podez la bine? Am zis că afară, dar înapoi. Bun. Unde e? La cascadă? Declarăm închisă ședința de Consiliul Local. Vă mulțumesc frumos. Salut, Elisa. Că ești, Marius.